Incoming message. System malfunction. Un an de zile am așteptat momentul ăsta. Eram sigur și ni s-a promis că momentul ăsta nu o să-l prindem niciodată, dar ceva în adâncul sufletului nostru a spus că o să avem drept la oficială. Boys, în seara asta luăm oficială. E unul jos aici, e unul jos aici. Bun, e tot. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. Intrăm curentele diferite și puține, vedem la fonte. Salut băie, toate bune? E poliția în spate! Hai să mă bată mama! Donald, rămâneți pe loc, doar cum plicați treaba! Stai pe loc, stai! Salutare tuturor, numele meu este Don Stefanos și vin dintr-o galaxie foarte îndepărtată, numită... Battery 90%. Andromeda. Vă pup pe toți doamnelor și domnilor, bine ați venit în această extraordinară seară de... Marți, E perfect. Nu uitați, o simplă apăsare de buton mă poate ajuta foarte mult. S-a suspendat greva? Ai, ai, ai! Un simplu like mă poate ajuta foarte, foarte mult și nu uitați să
să-l apăsați. E gratuit. Într-o bună zi o să aflăm cum ne ajută like-urile. Ce faceți, mă, băieți? 244 de oameni și numai 186 de like-uri. Ce dacă, frate? Ce dacă, frate? Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Să fiu și eu ca alți streameri? Trebuie să fim autentici în viață. Ce să fac? Să fiu ca alți streameri, să zic? Nu dau drumul la live până nu văd 300 de like-uri? Nu pot, frate, să fac asta. Poate că e o tactică să strângi like-uri, dar... Oh, cred că în viață este vorba despre un număr de like-uri pe o platformă pe internet. Oh, cred că e vorba despre asta, băieți. Credeți voi că despre asta e vorba în viață? Despre o cifră, un număr? Bă, să postez și eu pe Instagram un story. Să fiți pregătiți să scrieți și voi în chat ceva frumos. Gen, haideți, băieți, vă așteptăm pe YouTube, pe live. Dar nu acum, vă zic eu când întorc camera. Stați așa. Deci dau plus aici pe New Story. S-a oprit muzica. Deci fiți atenți, sunteți pregătiți, da? Deci dăm aici pe Hands Free. Filmăm. Punem ochelarii să pară mai autentic și zicem așa. Salutare, te aștept și pe tine pe live pe YouTube. Băieții din chat vor să vă transmită un mesaj. Cam asta este. Ne vedem pe YouTube, dai click pe link. Gata. Așa, acum punem link. Bă! Să știți că sunt foarte mândru de platforma Instagram. Mi-a dat un băiat mesaj, avea 200 de follower pe Instagram și avea checkmark-ul ăla, gen că e verified. Deci mi se pare că a început treaba aia cu plata. Dacă plătești, poți să ai verified. Așa. N-a la pulă, băi. Gata, mă, s-a pus și istoriu. Poate vă întrebați ce facem în seara aceasta? Ce roleplay-uri o să ne... Ce jocuri video ne jucăm? Ce roleplay-uri o să abordăm? Ce facem în seara asta? Ei bine, ca de obicei mi-am programat roleplay-ul. Ca de obicei mi-am regizat dinainte ce o să fac în această seară. Am vorbit cu anumite persoane să vină să mă împuște, să mă răpească, să... Oh my God, o să fie o nebunie! Mamă, la 500 de like-uri! La 500 de like-uri dăm drumul la roleplay! Doar la 500 de like-uri o să fie ceva ce n-ați mai văzut până acum, am tot în 5M-ul românesc. Nu uitați că doar dacă dați like-uri începe live-ul. Până atunci... Ce pula mea! Liniște! Ticot pe zona ta, clar, te filează. PlayD dintre toate excelează. Da, m-am văzut și eu faza cu stresul. Nu prea aș dori să comentez așa ceva, pentru că nu știu dacă e ok să îmi zic părerea despre stresul. Eu îl consider un prieten foarte bun. Mereu m-a ajutat stresul când am avut nevoie. Ce a făcut? Putem spune că fata de care îi plăcea... Salut! Hara Carlito, Meta Gaming, Hara, Power Gaming, Fuji. Cine e, mă? Vârâș Ștefan?
Vedeți, mă, de ce eu nu dau follow pe Instagram? Dacă dau la cineva follow pe Instagram, imediat se sesizează și am mai primit mesaje. Cine e băiatul ăla de i-a dat follow? Cine e? Cine e băiatul ăla de pe Instagram care i-a dat follow? Cu aia pot, mă, și o să... să-mi trăiesc viața liniștit. Nu pot să vă zic cine este. Este o persoană foarte importantă pentru mine. Și chiar dacă vreți, dacă chiar vreți să știți, nu ai hide, Ciufi, calmează-te. Dacă chiar vreți să știți, Ștefan VR sau Vâră Ștefan, căruia i-am dat follow pe Instagram, este primul om de pe planeta asta care a primit o mască de la mine. În realitate. Este primul om care a dat noroc cu mine. Avea o problemă cu tatăl lui și era la un spital aici în Băicoi și m-a rugat să-i aduc o pereche de ochelari. El n-a mai fost niciodată în Băicoi, aici în galaxia Andromeda, și mi-a zis: bro, ești singurul pe care îl cunosc de aici, ajută-mă cu o pereche de ochelari pentru că tatăl meu a fost operat. Și m-am dus la spital i-am dat perechea de ochelari și am dat și o mască semnată de mine. Uite, dacă vreți îi dau mesaj acum să-mi dea poză cu masca. Și dacă mai vreți să știți încă un detaliu, am luat un șut în cur ca să-i dau masca aia. Nu știu dacă v-am povestit vreodată despre pățania mea cu șoferul nebun de la Uber. Mai ai masca? Dă-mi o poză. Deci, fiți atenți aici. Deci, băiatul ăsta este primul meu moderator și cel mai activ om de pe platforma Facebook, unde făceam live-uri pe Facebook. Era foarte, foarte activ, foarte activ. Era pe live-ul meu zilnic, non-stop. Și na, când a avut problema cu tatăl lui, v-am zis, tatăl lui a fost operat la ochi și avea nevoie de o pereche de ochelari. Am luat un Uber și ceea ce vă zic acum o să fie foarte dubios. Ce vă povestesc acum este o întâmplare, cred că once in a lifetime. Aveam căștile, gen, ascultam muzică, eu când merg cu Uber ascult muzică sau stau pe telefon. Și ascultam muzică și la un moment dat ăsta șoferul probabil mă întreba ceva. Fute-te în gură, Iamil. Probabil șoferul mă întreba ceva sau vorbea cu mine și dintr-o dată, cum stăteam eu acolo, îl văd că se întoarce la mine și îmi dă cu pumnul în genunchi, frate. Mi-a dat așa un pumn în genunchi. Cum m-am speriat, am dat căștile jos și zic, bă, ce ai, mă? Face, dă-te jos din mașină, dă-te jos din mașină! Dă-te jos, n-auzi! Și zic, cui, what the fuck, m-am dat jos din mașină, s-a dat jos și el și mi-a dat un șut în cur în mijlocul străzii, cu aia. Era dita mai animalul și gras și mare și înalt. S-a întâmplat asta acum 2 ani de zile pe pandemie. Da, era foarte... era bine făcut, băiat. Avea un jur de 38-40 ceva de ani. Era foarte înalt. Și probabil a avut o zi proastă. Am făcut tichet la Uber. Mă rog, am schimbat Uber-ul de acolo. La gen, întâmplarea asta a fost ca să-i duc mască la băiatul ăla. Ca să înțelegeți și voi. Și da, el este băiatul. VR Ștefan. Curioșilor, ce sunteți?
Băi, deci eu nu pot să dau și eu follow la vreo fată pe Instagram. Deci dacă o fată are Instagram-ul pe privat, nu pot să dau și eu follow la o fată, să vorbesc și eu cu o fată pe Instagram. Că vedeți voi și mă întrebați cine e fata. Băi! Ia uitați-l pe ăsta cu el. Un început foarte promițător, exact. Da, cum pula mea să nu mă vadă când trag după el? Hai mă cu aia, pe bune. Cine este, mă, cu aia ce... Zici că mă joc Samp, ce nu m-am jucat niciodată Samp. Îl îmbrățișează călduros. Mereu când e titlul ăsta pe live se întâmplă ceva interesant? Bă, pula mea! Eu nu... Am venit acasă, am fost la sală, astăzi am alergat vreo 40 ceva de minute, am făcut niște exerciții așa frumos. Că așa am venit acasă. Am venit acasă, am băut un timbarg de mere, uite, mere, zmeură și mentă. Și am dat drumul, nu stau să... Ce-o fi, o fi, băieți. Hai că 40 de kilometri, 40 de minute. Nu mă mai doare spatele, frate. Bunda osas, nu e mă, e uvuvu evue eniet mă evue ugmemumem osas. Căutați pe net numele ăsta.
uvvvnie tuevue ugmemumem osas. Avion cu bani. Nu e așa? Cu aia așa e! Uvv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 
uitați-l în pula mea. Uvuvuevuenie. Uvuvuevue. Alena uvuvuevuevuenie tuenuevuegbemugbem osas. You see? Deci uvuvuevuenie tuenuevuegbemugmem osas. Uite, ugbemugbem. 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 Uvuvuevuevue. Cuenca. Scoas în trei vuevue. Uvuvuevuevue ugmemugmem osas. Mamă! Așteptăm. Mă, salul ăsta arunca ligheanul pe scări? Gata, mă. Gata, mă, m-aud. Altceva, nu? Bă, dacă pot să... Asta doar... Sau stai, mă. Stai. Ce? Stai mai este că îi dau că sunt pe pauză, că l-am pe pauză. Uvuvuevuevue enieuetmuevue ugmembugmem osas. Încălțăminte, mască. Știți ce urmează, băieți, nu? Cu, odată cu dreptul la oficială. Știți ce urmează? Lasă războaiele și roleplay-ul. Asta e altceva. Știți voi ce urmează aici la garderoba orașului? Un an de zile de mafie plus oficială. Știți ce urmează, boys? Frumos acolo un chiloțel cu Don Stefanos. Cu Stefanos Cartel, un Jean-Pierre, ceva, o bluziță, o nebuneală, o chestie. Mască, exact. Salut. Salut, e tare. Mă numesc uvuvuevuevuenietmuevuegmemugmemosas. Ma, ce lung lume, că n-am înțeles nimic. Vrei să ți-l repet? Lasă, că abia te aud de la zgomotul ăsta de la avion. Ok, frate. E prea tare zgomotul ăsta de la avion. Și ce mai faci, frate? Cum mai e viața? Ai o rău, toată ziua numai munca. Așa e și în realitate, frate. Toată ziua numai la muncă. Decolez caiul. Colegul care ai atâtat pe caiul, ai zis că n-am auzit. Bă, da, îi aud prost. Colegul de pe caiul. În seara asta a râpă cu Niana? Habar n-am cu aia. N-am mai văzut-o de mult pe server. Nici nu știu ce ID are Niana. Ce ID are Niana? Aveți idee? ID 1? Că l-a crezi ăsta, mă? Băi, ce faci, mă, vărule? Băi, a picat orașul ăsta. Ți-a picat orașul, vărule? Nu.
Că sunt scuta? Ba da, ba da, ba da. Băga mea. Teren tot. Ba nu, nu ți-a. Uite, este aici, este aici. Hai să mergem. Păi, nu mai scrieți ID-uri, că... Bă, dar nu zice nimic, a trezează, nu nimic, am bag piciorul. Mor cu ei, mă. Bă, aș mânca ceva, frate. Nu! De fiecare dată când vă e foame, grașilor ce sunteți, beți apă. Bă, dar mi-am pierdut sticla, coaie, nu știu nici. Bă, mai țineți mă minte ce sticlă aveam eu de fapt, că nu aveam pe asta albastră. Unde a dispărut sticla? Unde a dispărut sticla? Mâncam niște zmeură, boys. Bă, dar nu le-am spălat, cred că e ok, a? Trebuie să le spăl? Trebuie să spăl astea, mă? Bă, nu par murdare. Nu se le spăl. Mamă mie, ce tragedie. Mai sunteți, mă, băie? Bue, 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 umem, posas. Și sticla mea tot nu este, coaie! Incredibil! Adică. Imediat, mersi mult, frate. Salut, salut. Ce fac ăștia aici, mă? Ce faceți, mă, aici? S-am bătut pe ăștia, uite-mă. Pe cine? Salut. Aaaa. Am și uitat, bursuc.
Deci uitasem. Să-i mulțumesc lui Claudiu că mi-a amintit. Haideți în rolotă, interfonul 1, cu toții. Mergem și noi, mă? Dacă vreți, da. Dacă vrei, da. Câte unul, câte unul. Deci uitați-mi de bursuri. Haide, Sebastian. Yes, yes. Ședința cu fane unde se ține? Nu știu. Hai preotule, că vine Paștele. Pro. Ah, ce liniște este aici. Restul aici lângă mine, bursuc și respectivul acolo. Vedeți că am aici după colț niște scaunele care vreți să stați jos. Nume și prenume. Mă aude, mă, bursuc? Da. Ce faci, mă, bursuc? Bine, sănătos? Nu. Ce, mă? Da. Dacă mai mimezi orgasmul, bursuc, te zbor. Ce faci pe vinovatul acum? Ești bărbat sau nu? Sunt. Și aici pe cine avem? Poftim? Nu te înțelegeam. Nume. A, Leo. Ia ziceți, băiți, care e problema voastră? O neînțelegere, să numim așa. Dar detaliați, ce neînțelegere? Practic, adică, teoretic, într-o realitate a fost vina mea, nu așa ceea ce am făcut. Eu, pentru că eram într-o dispoziție mai proastă, bursuc, tot, adică era o bătaie generală la catering, înainte de ședință. Și, da, a înscris de-a mine bursuc că nu aveam o dispoziție necesară. Eu cam continuam să dea. Și cum eram și un pic cam prost dispus, nervos, te-am dat o lamă. Doar atât? Cam asta a fost mare ciudă de pe. Mamă, ce pute aici? Bursuc, te-ai spălat? Pute ceva? Da, nu, eu miros bine. Doar atât? V-ați dat un cuțit și atât? Da, dar nu vreau să ajung aici, nu știu. Claudiule, doar atât am? Și-a transmis chestia. Nu știu, eu am auzit aseară la Hunger că și-au dat BCG între ei, că s-a acuzat de funcțiile pe aplicație. Asta nu știu, că nu. Salut, mare fan. Abuz. A, deși tu ai dat. Nu, păi, eu am spus că nu ne-am dat BCG. Deci mi-a dat el numai cuțit o dată. Funcție de pe aplicație mi-a dat timeout 10 secunde în glumă, am înțeles și eu aia. Și în glumă, mă rest atât, da. Pe grupul nostru de WhatsApp? Okay. Pe grupul nostru de WhatsApp? Nu. Scuze, nu am înțeles. Am înțeles că e grupul nostru. Da. Și până la urmă, cine a început și de la ce, sau de la ce v-ați luat? A fost neapărat să fi început unul, să fi continuat, dar a fost cumva, nu știu, el m-a prins pe mine într-un moment nepotrivit, eu am reacționat cum trebuia. Nu știu, nu cred că a fost neapărat vina, că mare a fost vina mea, că am reacționat cum a reacționat. Dar, na. Poți să-mi refaci scenariul de la zero? Gen, cum poți să-mi refaci scenariul de la zero? Da. Gen, tu stăteai la motel, nu? Nu, eram acolo, lângă afară. Unde? Eram acolo, lângă la lângă afară, Marunii, unde scade. Ok. Da, eu am venit cu mașina, am parcat, am coborât, am văzut că toți acolo se băteau.
Cum adică se băteau? Că mai... La catering, îți dădeau pumn, nu era ceva serios. Adică eram de vreo jumătate de ori acolo și ne dădeam pumn. A, și? Na, eu nu prea tine, nu prea eram starea potrivit și am rămas într-un cos, încă mașină. Mi-a dat primul pumn ăsta Amfi și le-am spus să nu, să mă lați un pic în pace că sunt pe gânduri. Amfi, eu am înțeles, m-a lăsat. Bursuc, la fel, le-am spus și lui, nu m-a lăsat. Adică nu m-a lăsat, am plecat după aia un pic că eram rănit, am fost să-mi cumpăr un bandaj. Și când m-am întors, Bursuc o dat din nou un pumn sau doi. Da, și atunci m-am enervat, scutitul și... Na. Eu aici văd doar pe Bursuc vinovat, atât. Bursucul de la ultima perioadă și-a cam luat-o în cap. Ce luat tarfemul? A văzut copilul răsfățat al familiei și... Nu-mi place de el cum se comportă. Este adevărat, bursucelule? Da. Ce ar fi ți-a luat? Ia. Te crezi mafiot? Asta... Ești mafiot? Zici mie teorema lui Pitagora dacă ești mafiot. Nu știu. Zici mie cât face 5 ori 15. 75. Serios? Da. Prea ușor, prea ușor. Zici mie cu cine e învecinată România? Toate țările. Ucraina. Așa? Bulgaria, Serbia... Ce, mă? Nu. Serbia? Da, Serbia. Te-ai bășit în timp ce vorbim? Nu. Coi, ți-ai luat tarfe de mafiot, te bășești în discuții? Nu, nu, nu. De când e Serbia vecinul României? Păi, e vecin. Adică. Păi, cum adică? E adevărat, mă? Chiar e vecin? Da, da, da. Da, da, da știam, da, da. Îți dai seama că știam. Fraiere! Vreau să văd dacă ești sigur pe tine. Ce crezi, că eu nu știam? Doamne ferește. Altă țară învecinată cu România. Deci Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria și Moldova. Și Franța? Poftim? Franța! Iar te-ai mășit! Nu eu, nu eu. Dar cine s-a bășit? Nu știu. Mersi mult, Iacob Oltean, de Gifted Members. Da, situația este foarte simplă, Bursuc. O să scot carnețelul cu amenzi, da. Și ți se va aplica o amendă aferentă conform regulamentului nostru intern, familial. Așa, injurii, suferințe a unei alte familii fără arme la motel, jignirea unui consilier, amendă, comportamentul inadecvat, haos pe stație. Nu avem amendă pentru comportament cu membrii familiei? Pardon. Cât considerați, băieți, că este ok să îi oferim domnului Bursuc o amendă să țină minte? Că dacă el e în toane bune, nu înseamnă că toți suntem la fel și trebuie să stăm la glumele lui. Nu cred că banii... Câte milioane? Câte milioane să fie? Să culeg 1000 de râme la familie. Câte kilograme are un tug, Bursuc?
știm? Te duci cu Tugu la Râme. Nu intră, nu intră. Salut. Îl împingi. E mult, mă, 1000 de Râme? Câteva ore. M-am uitat față la fane, mâncava și gura voastră. Câte Râme iei dintr-o dată? Una? Una. E mult. Câte luni ai în oraș Bursuc? 1253. Fa. Împarte la 2. Atâtea Râme trebuie să ne aduci. 627 de Râme și încă una o dai pe jumătate. Am înțeles. Da, 627. Dacă te prind că cumperi vreo Râmă, fii atent că trimit pe cineva să te supravegheze. Nu știi. Păi și dacă am... Nu mă interesează. Nu mă interesează numărul de Râme. Vreau să le culegi singur. Ca o pedeapsă să nu-ți dau bani să pui la familie. Da? 627 de Râme ai de adus la familie. Culese de tine de acum încolo, nu luate. S-a înțeles? Am înțeles, da. Bun, și lasă-ți miorcăiala că îți dau două palme de nu te vezi. Ori ești bărbat, ori ești ce ești. Ce ești, mă? Mai vrei să fim familia asta sau nu? Unde te crezi aici? Da. Vrei să fac mizerie în rulota lui Dan? Nu. Bun. Iar tu... De ce umbli cu eticheta la Adidas? Aia roșie. Chiar am văzut pe cineva astăzi în paleto cu niște Adidas cu etichetă roșie la ei. Stătea pe bancă. Asta de ce? Moda. Asta e moda. De moda? Bine. Tu câte luni ai în oraș? 750. Împarte la 2. 325, da? Nu. 375. Da. Trebuie să culești 375 de Râme. Împreună cu Bursuc. Cot la cot. Vă împrieteniți înapoi. Fără cuțit între voi, da? Da. Vă luați de mânuță, luați un ghiozdănel mare și băgați Râme. În total vin vreo 1000 de Râme în total. Tu 375, el cât a zis? 600 și ceva. Ok? Ok. Bun, vă aștept. Înapoi cu Râmele. Am înțeles. La revedere. Seara. Salut. Fane, vrei să ținem aici ședința? Fane nu aude. Nu aude, Fane. Hai să vedem că dacă tot suntem aici, să ne gândim pe viitor cum facem restructurarea unor lucruri. Am și eu de spus câteva chestii și anume consilierii back to OG. Seara, Fane. Salut. Te caut. Salut, Fane. O să vrea mulți să devină OG acum. Păi da, dar să fie și activ. Asta... E bine că vor. Corect. Salut. Adică am stat cu Fane, cu Gato, cu Claudiu, Salac. Cine a mai fost la task? Am fost Torturică. Am fost toți. Dar fiecare a stat cu tot. Au venit de la muncă din Paris, era să iau 3 amenzi. Trebuie să ne gândim la o tactică, să fim fair play.
Înțelegeți? Nu am gândit eu la ce vă adun. Ia zi, fă. Dai să încep cum mi l-am notat eu. Deci am zis să schimbăm stage-ul la UCI. De la mult am vorbit de asta. S-a vorbit și de UCI. Până acum noi aveam 1.015.000 AK-uri, da? Care vine 1.500.000 gen în bani. Corect, corect. La nivelul care suntem, acești bani pot să se ducă, de exemplu, într-o săptămână în caz de ceva. Da. Adică, da. Mă gândeam să-l mărim și să-l facem diferit, adică 15 AK-uri nu mai avem nevoie. Și de asta să luăm deciziile toți, adică să fim toți de acord, ca după aia să nu existe motive la obificare de dacă cine a zis nu știu ce. Să luăm deciziile împreună, nu mai comentează. Nu? Fii atent cum m-am gândit și eu. Aș prefera un stash al nostru, inclusiv eu, în care să avem minim un gadget. Chiar dacă știu că Navy-ul e destul de bun și așa, un gadget cu un glonț pitch 2-3 de coți. Da, și prins linia, da. 3 pitch. Și m-am gândit să facem ca... Depinde și cătarea dacă e bună. Că dacă nu știi să treci cu el, da, corect. Nu e neapărat m-am gândit, cea mai bună armă. M-am gândit să facem ca în jocul ăla pe calculator, Counter-Strike, Global Offensive. Când dăm jafuri, să le dăm gen full echo sau full buy. Când dăm jaf full buy, să-l dăm full gadget. Adică fiecare să aibă un gadget la el. Auzi, da. Da. Aici mult fac mai bine cu Navi, de exemplu. Eu zic primele două jafuri să o lăsăm mai ușor. Adică să nu le luăm ultimele, cele mai bune arme, știi? Să vedem gen câtă lume se arată. Da, dar eu nu înțeleg de ce toată lumea îi place mai mult cu Navy. Când cu are Navy trebuie mai mare. Destul da? De mare. Da. Da, da, da. Și la da, gadget, da. Dacă ai ratat un glonț și pa. Te bate și cu teco dacă de, te la gadget trebuie să fii precis, domn. Dacă ai ratat, te-ai dus. Dar treaba e la început, îți dai seama, și la jafuri, o să le luăm, mă gândesc și eu, ușor, mai ales cu Navy, până vedem cum lucrează și poliția. Știți că vreau să dăm toate jafurile, nu? Gen, de la A la Z, să facem tot ce... Pentru Pacific. Gândește că suntem 26 sau 32. Pentru Paleto, pardon. Trebuie să ne învățăm să ne coordonăm toți, 26-32. Mai suntem 15, 12, 18. Da, ne trebuie mulți OG. Trebuie să învețe să dea... Care sunt activi. Nu mai zic că aici, vino aici. Și asta, trebuie să discutăm cu stage-ul cum să fie. Eu m-am gândit să fie și ceva arme. Ia stați așa când bate cineva la ușă. Bani și praf. Cine stă? Vorbește că eu nu-l aud. Noi doi vorbim și noi, tovarășe. Ce scoți mă de la spate? Bate carnețelul, mă? Asta era în service acum afară când am venit eu. Și așa bate la rulote, la întâmplare. Cine stă, mă? Zic că e Cipri Lăutaru. Să nu fie versat ce băiatul ăla de a plecat în concediu, de cânta la saxofon. Cred că ăla e. Ce căută aici? Nu l-am mai văzut de foarte mult timp. Așa, mascat cu machiaj pe față. Mă rog, spuneți-i să iasă că avem o ședință. Scrieți-i pe carnețel. Bro, dacă ne auzi, avem o ședință importantă. Așa. Bun, păi și atunci tu cum ai vedea stash-ul? Eu aș vedea așa stash-ul. Neapărat un gadget, în caz de ceva. Navy-uri. Să zic, cât costă un Navy? 200 de
5 navy. Și de restul, așa. De restul din alea mari. Da, că... trebuie să ai și combat la tine. Ce combat? Un NG de apropiere. Da, 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 exact, exact. Păi și cam asta ar fi. Un milion gadget-ul, de un milion navy-uri, de 5, 2 milioane și de 5, un de la câte un MG? 80, din câte știu eu. Și de 500 de mii MG-uri. Sunt fix ce aveam noi, un milion, un milion bani și un milion jumate AK-urile. Ăsta e. 1 cu 5 cu 5. Cât mă? 35 de mii. Mamă, ce ieftineală cu aia. Deci, stai așa sunt. Mai scump e un combat pistol. Stai-și dracu, Ghiuri. Eu ziceam așa, mă remiza gen 3 milioane în arme și 2 milioane să ai în banc. Adică... Mamă, 5 milioane de persoană? Nu-s praf. E mult, și praf. E mult. Zboară praful. Păi, don, am ajuns la un nivel. Nu putem... Adică, na. Mersi mult de un euro, bro. Părerea mea personală. Aoleu, da, n-ar trebui să fie... Păi, mă sună ambelipula. Aoleu. Da. M-ai sunat. Te-am sunat eu? Te-am sunat eu? Da. Când? Nimic, nu știu, poate că am primit un apel de la tine. Oh, nimic, vreau doar să văd ce mai faci. Te-am sunat ieri, parcă. Dar nu erai în oraș. Eram curios ce mai faci, am fost puțin plecat. Am fost puțin plecat. Da, 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 da. Ok. Te-ai jucat ceva? Nu. Te-ai jucat ceva? Mai târziu, mai târziu. Știu ce să zic. Mai târziu asta. Ești supărată? Depinde de oră. Tu știi că frumusețea asta se menține așa ușor. Sunt într-o ședință, te sun mai târziu, e ok? Fără nicio problemă. Mulțumesc frumos. Coie s-a supărat asta, mâncava și pula voastră e groasă. Nu știu, nu știu, e cam supi. Probabil că nu-i dau atenție. Eu nu cred că e umblat acolo la... Păi nu i-am umblat, că mi-e rușine. Mi-e rușine. Ce reșea. Hai, lasă să nu mai ceară. Atât vreau să zic, domn, că ai spus că 5 milioane e prea mult. Ții minte când luam în locație că era bătaie plantație, nu? Vreau să văd și eu rezultatele bătăiei alea pe plantație. Adică că și-au pus un ban deoparte. Fratelu, eu am 25 de milioane împachetați, pe mine mă scoate să-mi calculau ce stai că eu am bani. Uite, frumare, adevăr. Fratela, pe mine mă scoate din calcul, fratela. Bă, atunci rămâne așa atunci. Care nu, deci se care nu se integrează, nu se integrează, simplu. Deci cum rămâne să te bunuri în valoare, bunuri în valoare de 5 milioane. Nu, 3 milioane arme și 2 în bancă. Da, 3 milioane în banc, 3 milioane arme și 2 în bancă. Deci 3 milioane. Asta este, șchiopul să stea pe bancă, de rezervă, acum, dacă e șchiop. Problema o să folosească gadget. Sincer, notezi tu sepa? No, da, da. Nu. Deci bun, stage-ul rămâne ăsta. După aceea, ce facem, de exemplu, la o posibilă verificare, de exemplu, 4 luni și sunt OG care nu l-au. Le dăm o perioadă în care să refacă stage-ul și după aceea, dacă nu l-au, ce propuneți? Dacă e destul de vechi, așa e. Da. O să ajungem la perioade din ăștia. Okay. O să ajungem la perioade din ăștia. Da, nu, care... dar fiecare. O să ajungem la perioade, dar că, luați în calcul că dacă apucăm să dăm jafuri și le și luăm cu armele astea, o să cam facem destul de mulți bani. Înțelegi? Păi da, mă, e o idee a mea, știi, care era gen să ne facem stage-ul nostru până ne apucăm de treabă da. Cu asta. Și după aia tot ce se strânge frumos într-o parte tot.
Și de acolo să luăm marele, să facem și mai mult. Și mai mulți bani pentru familie. Că asta o să fie main-ul nostru de acum. Ok. Ok. Doi iar. De la Cabron la OG, m-am gândit ca ei să aibă station, care o să fie station-ul de decidem acum, l-am decis acum, plus să aibă activitate în familie, care să constia în acțiuni pe care le avem noi, la livrate, evidențe, acțiuni în familie, nu și e mult, să mult mai adăugăm ce am zis la fiecare cap. Nu e mult, că o să aveți jafuri, săgeți. Organizare de evenimente. Măcar o e foarte mult, atunci duceți-vă cu aia în fiecare cabron turturică cartel. Să organizeze un eveniment în numele familiei. Uite de unde a plecat. Aveți turturică cartel pe server. Evenimentele astea să nu fie, de exemplu, numai în familie, să fie, de exemplu, și cu alte familii în oraș sau cu tot orașul. De exemplu, zici ce facem noi, evenimentele noastre să le facem publice? Să le facă toți? Să fie diversificate, pentru că să nu fie numai în familie, să fie și în tot orașul, cu cetățeni, cu civil, cu e o idee foarte, familii. E o idee foarte bună, pentru că multe mafii, după ce ia oficiala, o să se retragă pe partea asta de bătăi, ilegal, de ilegale și uită, că uite, uitați acum, mafiile neoficiale, mafiile care nu au grad mare, fac foarte multe evenimente ca să se impună în oraș. Vedeți? Gen Gambetti, restul mafilor fac tot felul de chestii și sunt vizibile. E, după ce au un grad, încep bătăile și se cam uită de ele. Încep bifurile, încep jafuri. Și o idee foarte bună să facem, să rămânem pe linia asta de plutire, să facem și noi. Și cabroni avem o grămadă, adică nu o să fie același cabron să facă, de exemplu, dacă au făcut acum, gândește-te, peste 6 luni poate vine rândul lui să mai facă iar un eveniment. Dacă ținem așa câte unul odată la săptămână sau la două săptămâni. Mm-hmm. Și acolo să fie o persoană, de exemplu, dintre OG desemnată, care să stea de capul lor. Dacă ei nu se desemnează, îl pune obligatoriu. Săptămâna asta, X, tu faci. Și să conteze acolo. După aceea s-a mai discutat. Le dăm niște teste pentru promovare. Am gândit persoanele și care au îndeplinit stash-ul și activitatea în familie, să adăugăm un grad nou, care să fie între cabron și OG, care să știm noi că au stash-ul făcut și mai au numai testele de trecut, care sunt cele trei teste propuse de Salah, de la Tras, Biblic și Info, sindicaiu. Mm-hmm. Deci vreți un după grad nou după cabron. Da. Ca să fie și mai ușor, de exemplu, să știe, să nu mai stea să întrebe. De exemplu, Salah, care astăzi timp, îl ia la peste pic, nu știu, pe pusuc, n-a venit în cap. Poi mine are padrino timp, îl ia la test infocaiu. Zic, gata. Eu aș zice să votăm chestia asta cu 5 milioane stai și să fie și băieți de acolo. Adică am făcut noi între noi aici, dar nu am făcut. Păi, dar ar trebui să vină la ședință, nu? Da, mult da, care măcar să punem și un vot, să vedem ce și cum. Chiar nu au tot. Rămânem 10 oameni. Crezi că nu au 5 milioane de investit? De fapt, nu 5 milioane, 3. Nu au. Suntem 10, dacă avem 10, 5 milioane. Plus că la început o să se pierdă multe arme și bani. Ne învățăm să tragem cu astea. Da, dar noi găței gadget. Facem asta dacă e după ce luăm bani. Mai strângem un pic cu bani. E bună și ideea asta. E cam mult 5 milioane să avem dintr-o dată. E mult. Trebuie să dau și drumul la băieții au muncit să ajungă până aici și majoritatea chiar nu au deloc și să le dăm cu piciorul. Am zis că dar putem pune nici mai puțin. N-ai ăsta. Asta o să vedem în timp. Nu că a doua zi gata, am luat e de acolo alea, gen insignele astea noi. Și care n-are stișul cum afară. Plus că o să înceapă și nu știu, mă cam enervează magii, mă cam enervează Ciocărdău. O să înceapă și niște bifuri de astea. Nu prea îl mai suport pe Ciocărdău, de exemplu. Pe mine știi ce mă enervează, dar
Nu pot să zic. Bătrânul? Nu, 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 nu. Dar cine? Magii? Nu, niște băieți în umblă îmbrăcați în portocaliu. Nortenos? Făceau, sincer, făceau pula mare, un pișălău în portul vechi. Acum, ieri sau altăieri. Eu îi vindeam unei tipe niște sulf și el se băga în seamă cu mine. Că, dom'le, că la cât ai sulf și se pleacă de aici. Și, dom'le, că ce? Să explicăm, s-a exprimat că ce pula mea, că ai urcat pe tine sau ceva de genul. N-a fost treaba mea, dar din astea, na, nu știu. Am înțeles, asta trebuie notat, mă. Asta trebuie notat. Și când va fi ceva, scoateți carnețelul și le dăm în față. Salut, băieți. Salut, Șchiopule. Salut. Șchiopule, câți bani ai în bancă? 100 de bani. Am 1.800.000. De ce, don? Da, frate. Bravo, frate. Nu, o să punem o regulă acum, să de un nou stash. Că na, nu ne mai trebuie AK-uri și tech-uri. Avem acum arme de long range și mid range. Și vreau să vedem cam ce arme să luăm. Bă, dar de ăsta ce ziceți de DB, pistolul ăla aur? E bun sau nu e? DB e sigur și nu vrei să pierzi 200.000, decât nimic e bun. Deci DB-ul e doar 200.000? Ești cam la egal cu poliția, gen. E un pistol 50 ăla care... DB-ul dă 4 lanțe și pici un om cu armă. La 10 la David dai 2 și la deget una. Când intră ca lumea, că mai e când trebuie el și te-a luat. Am dat de la persoană la persoană. Și distanța care e? Poți să iei un din ăla să golești un încărcător și să nu pici unul și poți să ții un, nu știu, un DB sau ăsta și dacă ești trăgat, să zicem așa. Oricum, dacă dai în cap, e one shot cu orice ar mai fi. Păi capul e vital. Dar mai bine ție, nu, frate, DB nu combate în GD ăla că e 35.000 și omori mulți de icoți. Păi dacă îi pite pentru stă și faci un pol, cum o zici, Tato. Uite cum a zis tu, prima dată ar trebui să mergem mai cu da, MG-ul și... Na. Da, MG Navy. Treaba. Da. După aia dacă mergem, merge treaba. O altă întrebare pe care vreau să vă pun. Deci asta am lămurit-o. Deci la început nu o să stăm să farmăm, să facem stash-ul de 5 milioane. O să începem ușor, ușor, până luăm jafuri, să ne obișnim cu Navy și MG. Întrebarea mea ar fi, o să ne trebuiască un sediu. Asta vrea să fie următoarea întrebare a mea. Să discutăm despre sediu, doar. Ideea e în felul următor. Dacă noi o să ne luăm un sediu în oraș, o să cam dispărem de pe Sandy. Asta, domnul, o să stăm chiar, mult. Noi am crescut aici, practic. Ideea e că s-ar putea să mai fie și prin zonă vreun sediu pe aici. Aproape de Sandy. Chiar dacă nu e el cu lifturi, cu pula mea, cu... Ne trebuie. Coe, avem un motel avem? Exact. La motel avem lifturi. Ultimul an de zile am trăit într-un motel cu piscină exact. Cu baltă. Exact. Și ce trebuie să avem? O cameră să facem ședință și încuietoare la exact. Ușă. Exact, aia avem. Și de unde, și de unde să ne luăm exact? Armuri și vezi, atât. Tot la motel stăm. Coe, deci fii atent că mie îmi convine și dacă îmi pune într-o cameră de motel acolo, dacă îmi pune o din aia de să iau veste și mie îmi convine și aia. Că ce îmi trebuie? Nu prea, adică nu la motel. De ce om nu mă la motel după? Domnul, eu am vorbit azi cu Salah, ne-am gândit la faza asta, să ne bage stadionul RS, dar să ne bage de-aia cu armuri în motel, nu să fie să la motel. Păi și la cel mai vrei în LS atunci. Exact. Pentru că nu, am dat pe linie, pe bandă rulantă. Nu, stați liniștiți. Că s-ar putea să fie pe lângă Sandy pe aici. La Siru, o să pun o regulă, că nu veniți cu arme și ăsta. Păi o să fie mai multe. Faptul că, de exemplu, am gândit că n-au ce căuta la sediu, să nu știe locația noastră sediului, pentru că oricum n-au ce face.
Iar Valtru Cabron să rămână cum a rămas noi până acum la motel. Ei doar la motel o să stea. Dar ei nici n-ar trebui să știe. Și mandat pe motel nu poate să facă, ca idee. Exact. Nu poate. Ce să facă la motel? Și pe sediul nostru o să știm doar OG. Și OG să nu aducă pe nimeni la sediul. Corect, 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 corect. Să nu cunoască unde e sediul nostru. Corect, corect. Nici să nu știe de existența lui, adică unde stă asta, mă? Da, corect. Altceva ce ai mai notat, Fane? 200 secunde. De la, mă gândeam de la, de când noi transportul ăsta, ce o să-l avem acum și sediu, ca OG să nu mai participe la acțiuni ilegale, gen Pire, Jaf, cu Eastside. Să fie doar West, OG. Ca să nu ne mai încurcăm și să luăm cooldown. Exact. Exact. Corect. Corect. Fiecare să-și dea jafurile lui. Exact. La acțiune de razare, OG să meargă în mașini sau în grupuri, OG, ca să nu mai intervenim la probleme publice, de exemplu, dacă un OG a fost luat-o. Te pup, mersi mult, Zenco, de un euro. Știi de ce sunt de acord cu treaba asta? Pentru că și noi am fost la fel. Și noi am luat-o de jos și nu ne-a ajutat nimeni cu armuri mereu și cu veste și cu pula mea. Exact. Am dat jafuri și fără armuri, dacă țineți minte. Și răpiri și de toate, așa cum am putut și ne-am obișnuit și am învățat singuri. Își creează și o strategie. Corect. Așa vedem și noi că sunt capabili. Exact. Păi aseară, aseară când trebuia să ne ducem încolo la Biju, mi-a zis LOL de 450 de ori că vreau armură. Vreau armură. I-am zis, dacă mai zici o dată vrei armură, îți dau la mă direct. Eu înțeleg că, na, te ajută armura care e, dar e prea exagerat. Seb, ești aici? Poți să notezi acolo la noi, pe leadership, ceva? Scriu, da, da. Scrie prima oară Stash, Navy și MG. 2. Sediu aproape de Sandy. 3. Jafuri separate OG Eastside. Și când umblă pe Sandy sau Drati. Navy, coaie. Navy pistol, Navy. Navy seal, Navy pistol. Puto voi engleza am să vă fut. Da. Navy. Stați pe aceea. Navy, fireței dracu cu engleza voastră, cu navy-ul vostru, auzi? E Navy. Dar în mașină. E Navy pistol, coaie. De exemplu, de Navy, câine! Și lângă mașina, pe mine, știa poliția, eu trebuie să plec. Și la tine conduce un cabron, tu nu faci pentru mine. Exact. Și dacă, conduce un cabron. Dacă la Jav nu suntem destul de nu putem să luăm. Ba da, luăm. O să luăm. Man, o să fim 32 de ori. Da, nu știu, nu știu. Și am prea o săptămână, prea ne două săptămâni până facem și ne normal. N-acoa, ascultați-mi pula mea de inculți. Luați-mi pula mea examenul de bacalaureat și după aia vorbiți cu mine și-mi dați mie. Ascultați! Navy pistol. Navy pistol. Navy pistol. Navy pistol! Navy pistol. Navy pistol. Navy pistol. Vă mai dau mai tare? Navy pistol. Navy pistol. Navy pistol. Navy seal. Navy seal, Navy pistol. Navy pistol. Să-i trecu să fiți. Păi, încă ceva. În 2000 ăștia, e Navy, Navy, mor când zice Navy. Puneți-i în pula mea mâna și citiți. Citiți engleză, citiți dicționare, învățați carte. E Navy pistol. It's Navy pistol, bitch. 150 de mii la cine mă angajează. Păi atât, nu uitați cu intrare. 650.000 la familie, așa am văzut pe bâncă. Da, asta este. Bun, s-a notat. Stai și se duci de fapt. Nu uitați de alea, că de bine. E Navy Revolver. Că trebuia să... Nu știu. Praful, cred că ne ajută cel mai mult. Cel mai mult la momentul. Mai târziu vreți să mai încercăm așa ceva pe ultima 100 de metri, o să vă fie doar de jafuri cu AK-uri, să știți. Sau cu tech-uri. Așa de fun.
ceva, nu știu. Ar fi bine să-și păstreze. Ce zici? Hai să dăm unul acum, repede. Acum? Nu știu dacă se poate acum. Da, s-a dat. S-a dat, să știți. Au mâine, au mâine chestii și să nu le stricăm. Și nu. Bun, mai e ceva de discutat, Fane? Tascul de intrare, primul. A, da, 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 va trebui să se schimbe cu AK-urile și cu... Nu se mai avem nevoie de AK-uri și tech-uri. Ce facem? Ce cerem? Direct bani? Praf, domnul, eu aș vrea și praf, dacă praf. Nu vreți bani. Bani sau praf. Sau dacă nu se lași la alegere, domn, punem o sumă, de exemplu, cum am avut, 1 milion, 500 de mii la familie, la familie ajută mai mult banii, și de restul, să zici, 500 de mii, alege orice cu ce vrea. Deci noi până acum ce task aveam? 500 de mii împachetați și mai ce? Erau două AK-uri la OG, dar n-au mai 650 de mii. Deci task-ul este doar 650 de mii împachetați. Exact, 500 la familie, 650 la cel care da, nu mai vreau. La familie ajută banii. Acum că un ocit poate el nu vrea bani, vrea direct praf. Așa îl coafează pe da, puțin. Să fie în valoare de o sumă de, să nu fie altceva. Poate te cu un AK sau 4 AK la OG? Ai puțin 50, am mai mult în armă. Să-l facem 1 milion? Sau lunele. Fac 1 milion așa, înțeleg? Păi da. Păi se face repede 1 milion în oraș. 200 de lei. Mă doare capul, mă copște. Da, mai vin și oameni cu... Mai vin și oameni cu 150-200 de luni. Nu poți să... Au auzit de ce e Ionuț? Ai auzit, nu? Ce? Ce? Că nu are briceag la el și că am voie să îi iau briceagul și după aia să îi dau la mă. Deci la petrol 40.000 pe oră, ca idee. În 7 zile faci milion. Deci dacă vrei să intri în Stefanos Cartel, stai în oraș 6-7 zile. Avem o prestanță. Exact, 6-7 zile și stai pe spate și intri direct. Nu trebuie să fie așa. Plus că trebuie să stai o lună la benzinărie. Nu, ideea e că, na, să nu mai vină cu 200 de luni, domnule Brășescu, e puternicel, adică să nu vă oricine. 500 de mii la familie și praf la OG. Cum? 500... Am zis așa, 500 de mii împachetați la familie și praf la OG. Da. Praf, nu știu, cât să fie. Păi în valoare de 500 de mii, nu? Până la 1 milion. E mult, e mult, e mult. E mult, e mult. Păi de 500 de mii tragi 10 mii de gloanțe, ești nevoie. 5 duble de sulf, cât vine în gloanțe? 6 duble. Asta e ok. Da mă, 5 duble... Câte gloanțe faci din 5 duble? De 500 de mii, de 500 de mii vine 12 duble. 5 duble, am pui mii. 5 dube. Da, 500 de mii și 5 dube de sulf la OG. Acum întrebarea mea este să vă dea sulful direct sau să vă facă gloanțele direct? Praf de pușcă. Nu? Atunci praf de pușcă. Seb, notează acolo. Task de intrare OG. Am scris, am scris. Deja. 500 de mii, 5 dube de sulf. De, nu de sulf, da. 5 dube de praf. Praf de pușcă. Cât înseamnă? 5 ori 7, 3500 praf, nu? Ce zici? 3750. Task-ul de intrat în familie. Task-ul de intrat la UZI. Da, task-ul de intrat în familie, da. Da. Zici mai bine, task-ul de intrat în UZI. A, nu, 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 nu. Task-ul de intrat în VATO, 500 de mii împachetat și 5 dube de sulf, ca să ne facem gloanțe la OG. S-a decis. Să treci acolo, Seb. Am scris. Bun, și cum ceva zile, când a fost duminică, eu am făcut pentru fiecare cabron
Am numărat, de exemplu, câte acțiuni familia a avut de și de acolo le-am lotat cu roșu, de exemplu, dacă au avut 3-4, un galben, cum a avut o medie, de exemplu, 6-7 și deja verde, m-am săturat să le număr, sincer. Ce ai săturat? De bile? M-am săturat să le număr câte, de exemplu, livrări au avut pentru familie, câte, la câte acțiuni au participat. Vezi care au participat, a numărat 16 și am derulat acolo pe aia în jos și n-am mai numărat eu. Ca să înțelegi. Deci nu e ok cu treaba asta? Deci, foarte bine. Ba da, e ok, da, pentru da, că reținem da, activitatea. De exemplu, uite, acțiuni în familie care sunt contorizate ca și jafuri sau plimbări, au participat foarte mulți. Dar, de exemplu, dacă un OCU a avut nevoie de livrat, pe care vezi în verde, ăia sunt tot timpul care se oferă. Lasă-mi... Ideea e că, doamne, că după ce am luat task-ul, acum tot după SMS să se livreze. Acum nu vrea aproape. Exact. Aaaa, clar, clar. Cei mai mulți care au ajutat la livrări, despre verde, îi Rașciurcă, Adrotaru, Fulga Crist, Ion Popescu, care e unul, și Lorena. Eu m-am rugat o săptămână să-mi livreze ceva despre ce vorbim. SMS cum vor toți să livreze. De-aia eu aș propune pe Lorena direct. Lorena o dat și oțel la familie. Da. Sul. Și eu. Lorena o dat. Eu am propus în felul următor. Ne are două bife, să dea doar din Biblie. Fără de franteză proastră la asta. Cine are două asemenea de întrebare, să dea toate testele. Și cine are un X, nu dă nimic. Sunt noi. Adică, na, Lorena are și probleme. Bă, ce... Și pătras, na. Ce mi-a ușurat și mie munca cu aie cu treburile astea, pentru că dacă ar fi fost ca anul trecut să fac eu singur toate astea, n-aș fi ajuns aici. Deci fără ajutorul vostru cu ideile astea și statisticile și administrarea asta... Uite, ți-am pus pe OG, deci fără voi eu n-aș fi ajuns aici cu aie, deci vă mulțumesc foarte mult. Și... Nu suntem o familie. Da, asta trebuia de la început, cu aia să facem cu toții, dar na, eu n-am știut. Semnul întrebării, cămătarul Ioanis, Marius Ghiocel. Și ce vă mai vreau să... Semnul întrebării ce? De ce ai pus? Gen că nu sunt activ sau ce? Semnul întrebării... Nu, e protocolul, ce legiu. Adică, da, între. Așa și așa. A făcut ceva, dar nici... Și X? Gen, mai nimic. X, adică au avut maxim una cu trei. Shoot, Robert? De ce are X? Cine? Shoot. Păi shoot? La ce? La livrări? Văd aici pe ce ai trimis la... Da, livrări. Pentru că au avut maxim 2-3 livrări notate. Să luăm oficial, nu livra deloc. Apoi a început să zică pe semențe că vreau să livre. După ce ea a că nu livrează deloc. Sunt egal toți, chiar dacă cu patru nu înțeleg mai bine, dar familia e familie. Prietenia sau ce aici? The Brokers? E scris tu, Claudiu? Vezi că m-ai supărat în caracter, frate. Ce are de Mihai? Ce cu? O lună și ce cu Mihai? Am înțeles că ne-a ajutat, de exemplu, pentru task, dar eu sunt de părere că... Să nu fie mai presus de ceilalți și să urmărească aceeași pași care tot îi urmăresc. Timpul în familie, sticul. Eu cred că a fost destul de activ, Mihai. Nu? Aceeași pași sunt și eu cu... Don, este activ, dar zic să nu fie mai presus decât ceilalți, adică de-abia îl cunoaștem, are doar o lună. Cred că ne-a ajutat, adică nu-l uit nicio că ne-a ajutat cu una cu altă și donator răpirii. Și gen vrei să devin... Dar să nu ne privești cu ciziile astea pentru... Și cum, e timp pe inveți. Vrei să devină gen cabron? Păi el dacă ar veni acum, ar deveni cabron. Și pentru a trece la, de exemplu, OG, trebuie să îndeplinească
timpul acela și stick-ul să-l aducă. Știu că ne-a ajutat, dar... Fiind coordonator rapid, nu trebuie să-mi aducă stick-ul, părerea mea că... Na, trebuie, dar ce ziceți de, de domnul nostru Houdini? Este activ? Houdini? Nu știu, și la task, dacă nu dau mama mai vas. Poate este activ în oraș, la în viața de familie. Activ cu băieții, dă brău, că nu femeile doar, are probleme cu femeile Houdini. Da, 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 da. Bă, eu nu aș vrea nici, ca să mă înțelegeți, nu aș vrea să fiu nici țăran, la modul, bă, dacă e o treabă în paletă, nu poți să te oblig să vii aici. Dar, într-un fel, nu îmi doresc nici să fii în oraș și să nu stai deloc cu noi. Adică, și eu mai petrec timpul, vedeți? Ba, singur, ba, cu o femeie, ba, mai dăm un jaf, ba, încerc să mă împart peste tot. Bă, dar chiar de fiecare dată, mă, să nu fie cu noi decât ba când se plictisește și mă sună să vadă ce mai fac și atunci vine și el. În ultima perioadă am văzut care are nevoie de noi când este în probleme. Adică am nevoie de ajutor, nu știu unde. Păi și atunci stați-vă pe tati să ajutăm că rămâne niște obogate de poliție. Atunci așa aduce aminte de noi. Da, cu aia, la task noi la eram task, da. în avioane. Încercam să vedem cum facem să invadăm insula, omul meu se urmărea cu poliția cu aia. Și după s-a culcat. Ai văzut? După s-a culcat. Și măcar nu o zic, da, după s-a culcat. Nu știu ce vă disfărăm, nu m-a dat niciun sfârșit. Ai putea să ne zică pe aplicație acolo, pe oameni. Bă, bine mă, el apare, el dispare. Eu n-am ajutat cine știu cât am putut și eu acolo, dar asta până dimineața, cât am putut, nu? Dar puteam să zic, bă, nu mai pot, am plecat, aia, că mulți, știu eu că s-au retras pe tot. Care s-au mai retras, că pe trans o zis, nu știu, dar eu nu mai auzit nimic, doar niciodată atunci ai făcut poliția. Ok, o să văd ce o să fac și cu Houdini. Spuneți-mi cum se comportă Mariano și Capone. Sunt ok, sunt activi. I-am văzut activi. Bun. Nu am nicio problemă, ok. Altcineva? OG care, nu știu, nu prea stă cu noi sau... Problematic, băiezi, problematic. Băieți, pian. Când studăm pe oameni, sunt calificați rău. Domnul Seb, eu am o obiecție, îmi cere bani, o dată la două săptămâni. Și sunt la telefon. Eu am, bă, o obiecție foarte mare. Sper să nu aveți ură pe Seb sau ceva. Nu, este fix omul pe care face fix ce aș face eu. Numai că nu fac eu când nu sunt în oraș. Deci e fix. Și eu, deci Seb, nu că e enorm, m-a ajutat mai mult decât m-au ajutat foarte mulți colideri. Și el nici măcar n-a vrut să fie colider. El a vrut doar să ne ajute de la bun început. A făcut foarte multe lucruri, de la adunarea taskurilor, la managerierea familiei. Eu am o cameră separat cu el unde vorbesc când nu sunt în oraș. La modul, dacă el e în oraș, eu îi scriu acolo ce să facă și el face. Deci mă ajută enorm și nu numai pe mine, că eu nu sunt singur, ne ajută pe toți să luăm decizii. De exemplu, când face cineva probleme, eu îi scriu, bă, du-te, îl iei, îi dai lamă sau rezolvă cu aia, pac, imediat s-a rezolvat, nu s-a pus niciodată problema. Și de asta vă rog că să nu țineți niciodată ură pe el dacă vă sună de task-uri sau de aia, este doar pentru că așa îi spun eu și e ceva ce eu aș face, dar nu sunt în momentul ăla fizic în oraș. Taskurile adunate, eu trebuia să stau să le strâng. Nu pot să stau non-stop, nici eu. De asta și el poate. Mă ajută și el foarte mult. Și mă lasă să fiu și eu mai, nu știu, să mă ocup și de alte lucruri, în afară de... Gândiți-vă că nu mai suntem ca la început, 5 oameni, eu cu un băiat Capone, Mariano și Gato. Eram 5, aia suntem. Îi sunam pe toți 3, ne vedeam, ne dădeam taskurile. A, e, băieți, acum suntem foarte mulți și mai este și benzinăria, mai este și servisul, mai suntem și noi și mai trebuie să mă mai duc și eu prin oraș, să mai fac și eu una alta, să mă mai relaxez, că de-aia sunt aici, nu să dau task-uri, să iau task-uri, să fac jafuri, să fac evenimente, mai trebuie să mă simt și eu bine. Că dacă eu încep să mă plictisesc în orașul ăsta... Să mai deținem? Ce? Da. Da, serviciu, da. Deci dacă eu încep să mă plictisesc, cu părere de rău vă spun, băieți, am plecat, mă duc în poliție și mă împușc.
Deci m-a ajutat și la modul ăsta, ca și cum mi-a dat cumva libertatea să mă mai simt și eu, că eu de-aia am intrat în orașul ăsta, să mă simt și eu bine. Dar cu mulți oameni printre noi începe să devină grea treaba asta cu... Zi, da. Zi, Toret. Nu știu dacă pot vorbi în numele la băieți, dar cred că e mult de 100, dar ar merita băieții, știi? Ce? Despre ce vorbești? Despre task? Măcar noi cu o jumătate, suntem la jumătate, puțin mai odin, știi? Mai puțin task, voi? Da, deci 200 la 200, vreau să dăm câte 100. Da, și asta sunt de acord. N-ați eu mare, știi, pierderi pentru familie, dar zic că ar face mult pentru unii dintre care, știi? Eu... Sunt și cheltuieli mai mari. Da, de asta, știi? Da, și caziere, da. Și... Hai zice că... Dar dacă ai putea să stupi un pic urechile. Pentru... Pentru marketing. Să-mi astupi eu acum urechile? Da, un pic, un pic. Stai puțin. Meta, hai, zi. Am intrat. Nu o să dăm bani pe el, o să vedeți. O să fie gratuit. Păi da, dar e 80 pentru că este fix aici, în Sandy. Și îmi place că e fix în zona noastră, e la noi acasă. Aia o să o dau cu 100, o să vedeți. Dar avem cu aia, avem aproape 40 de milioane iar la fondul clasei. Exact. No, ne batem capul Toretto cu două. Abia mă descurc cu servici și benzinărie. Deci crede-mă, e perfect cum e acum. E perfect cum e acum și să sperăm că o să fie aproape ce o să primim. Avem. Avem și cadou acum, să vedem când și cum va arăta. A, chiar, da, am promis că dacă luăm oficial o să ofer de la familie câte un gadget la fiecare OG. Nu ar fi mult, ar fi 18 milioane. Total și avem 34. Vreți cadou ăsta pentru munca depusă în tot acest timp? Adică... Doamne, aș vrea pe ce am văzut cu tine. Ce ai vrea? Aș vrea să facem pacific cu oraș. Ai bani de gadget. Am propus un badge pentru toți OG și toți consilierii de acum. OG or să vină și or să plece, dar noi am luat asta, știi? Băi, eu vă zic atât, fraților, vă anunț de acum că eu când o să plec de aici, o să plec direct în mormânt cu
picioarele. Ia fii atent, e singurul buseac. Sunt frate toți aici pe moarte, sunt de acord? Coi, am făcut, am făcut un grup de tovarăși. Coi, și eu la fel, mă duc și eu, ba pula, și eu mă duc. Fiți atenți. Toți în mormânt. Am început, hai că tu, termin cu tine. Toți, am început, toți murim. Fiți atenți. Haideți să dăm wipe la toate insignele și după aceea să facem pe contract. Gen, dacă ar da cu Mogi și vrea să redevină, pe contract, cu semnul, nu mai părăsesc cartelul. Mamă, coaie. Părăsesc cartelul doar... Păi nu e adevărat, că dacă părăsești cartelul îți dăm glonță, asta este. Dar nu cu... Dar nu cu cruce de piept, pe piept. Crucea pe piept. Coaie, o să fim cea mai originală mafie, tu-ți dai seama? Ești loial sau nu ești loial? Dacă ai curaj, coaie, mamă, și facem ritual de ăla de intrare. Părăsește fans cartel doar cu cruce pe piept. Da, și trebuie să-ți asumi dacă ai intrat. Jurământ. Facem un jurământ. Cu contract, cine vrea să fie OG, îi prezentăm. Bă, vei fi OG, contractul în față, dar de acum, dacă ne părăsești, da, cruce pe piept. Sunt de acord. Sunt. Toată lumea de acord? Salac de acord? Corect! Toată lumea de acord? Da, da. Cu cruce pe piept, da, să se audă doar. Asta este. Să fim pe bune familie. Deci fiecare OG de acum o să o prezint la sindicat, să nu fie problemă. O să contract direct, ce să mai, pe semnătură, exact, și pe legile, legile scrise ale mafilor. Și chiar dacă vin oameni noi greu, măcar suntem 20, dar măcar suntem ai noștri și suntem de, exact, de neclintit. Și vei ști că ăla nu se te mintă în viața ta, Don. Exact. Ce șansă mai au ca Broni? Lolo, ai venit? Nu mai pleci. Decât cu CK. Dacă vrei, dacă nu, dacă vrei să intri la noi aici pentru gadget, n-are rost, mai sunt familie. Aici intri într-un grup de prieteni ICOC, tovarăși, mafie, familie. Nu intri să te joci cu gadgetul să te împuști. S-a înțeles? Bun. Un anunț de asta, să vedem cine o să mai fac... vrea să devină acum în familie. Familia family, exact. Bun. Salut, salut, ExoSpace. Mai e ceva de discutat? Trebuie să dau un telefon foarte important, că am belit pula. Să vezi? Da. Morca, remorca. Nu e, bă, ce ai, că e altceva, ia. Felicitări, Cheliosul, le zice magic. Ai văzut că l-am sunat înainte, că și-a schimbat vocea imediat. Da, 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 da. E groasă, e groasă. Da, mami. Da, mă, băiți. Mă duc să fac și eu un duș și ne vedem mai târziu pe Sandy. Domn, eu cam până luni sau miercuri și nu se iau care fie un examen. Ca să se bagă... Care dracu fi tu, mă? Ești virgin. Îți face duș, ce scape. Care ce mă? Nu e, mă, nu e, mă, fac duș că așa trebuie, coaie. Era în cadă femeia, așa zis, părea. Băi, 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 ce e aici, coaie? Păi și ce dacă Lolo? Intră cineva când iese unul, simplu. Coaie, ce... Cel mai original lucru de pe server. Pleci din mafie doar cu CK. Simplu. Care vrea bine. Bă, e cam mică ca... Așa pare că e o cadă cu lumână rele. Unde este locația? Unde ești? Pa, ia mi-l în gură. Ai zis că spală vase? Păi știu că ați zis că spală vase, însă... Don Piratos. Don Sexanos. Don Scufundatos, Daddy. Băi, mai trebuie niște ținute, că Don Ciupapi, că aia îi place. Luăm Don Ciupapi.
Te pup, te pup, băi, Miba. Ți-am zis că ți-am băgat melodia la o petrecere? Hai de pula mea cum e piesa coaie. Să mai faci, băi, frate, tot așa pe vibe-ul ăsta. Ia și tu un lanț? Ce lanț, frate, că nu am lanț. Am eu lanț? Ce s-a întâmplat cu Houdini? Nimica. Momentan. Ce o să se întâmple cu Houdini? Se pare că vom afla în acest episod sau în episodul următor. Păi, asta e lanț de femeie. Lanț AK-47 Gold. Iar ăsta nu-mi place. Nu se vede bine. Iată, ce dracu de lanț ăsta. Descarcă armă? Ce armă? O stop. I know you want it. I know you. Sunt acasă. Chiveta de bucătărie. E acasă. Unde a zis care e acasă? Acasă? Unde este acasă? Unde a zis care e arulota? Coaie. Bun, de exemplu, sunt 5 OG inactivi și nu mai au așa mult timp și țin locul ocupat. Le vei da CK? Bă, nu cred. Da, am paleto, da, am paleto. Salut, salut. Salut. Nimic, facem pregăte. Am plecat până la rulou, dar spunem ceva că mai poate. Bă, nu știu, cu prima vreau să mă gândesc așa de mâncare. Da, 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 da. Consilier, și dacă este din mafie, CK, bravo, ia uite. Aveai un lanț într-o mașină, l-am vândut, bro, l-am vândut. Oh, shit. Sunt în flăcări. Hai să trăiți. Cât e, domne, benzină aici? 20 scumpă. Hai de capul nostru. Mor copii, de fapt. Unde mergeți, domne, cu avionul ăsta așa frumos? Sunteți la poliție? Pachez. Nu, doamne ferește. Mergeți pe undeva? Plecați pe undeva? Ha, de la urgent cargus. Da, da. Ok, numai bine. Numai bine. Păi ăsta se duce la razie? E cineva în BMW-ul ăsta? N-am cheie la GLS. Relaxează să fac așa, nu știu de ce. V-am deranjat? Vă dor urechile? Scuze, frate. Nu știu de ce, dar mă relaxează. O lăsăm puțin mai moale. Mai moderat. Că cred că vecinul meu caută sinonime încet. Bă, există, fiți atenți aici. Vă zic un secret. Există o persoană pe server. Există o persoană pe server care îmi alimentează benzinăria fără să-mi spună. Și nu știu cine e acea persoană. Știți că aici la pompă poți să donezi benzină, adică poți să bagi fără bani în continuu.
îmi umple cineva benzinăria fără să-mi spună cu ai. Deci eram 400.000 și ieri am scos 2 milioane. Deci îmi umple cineva benzinăria fără să-mi spună, bro. Nu, nu am acces încă. Mergem, mă, să o spionăm pe Niana. Uitați-mă, roleplay regizat. Fiți atenți aici, roleplay regizat. Salut! Salut, frate! Noroc! Salut! Poți să vii puțin să vorbim ceva? Uite, mă, frate, roleplay regizat. Fii atent la băiatul ăsta. Da, bro. Te salut, te salut. Cum te numești? Mă cheamă Colea. Colea? Bine? Colea? Da, Colea, da. Băi, Colea, fii atent, am un deal pentru tine. Îți place Bugatti ăsta? Da, e frumos. Vrei să facem schimb? Da, dar cât costă? Fii atent, dacă îmi dai mașina asta, îți dau Bugatti-ul. Dăm cheia și îți dau cheia, simplu. Am nevoie de mașina ta neapărat. Băi, nene a murit bunelul cu accident de căruță și vreau să fac pomă acolo, îți dau un coniac, un ceva de acolo, niște arbuz dacă ei. Băi? Mai târziu, acum am ceva de rezolvat și mi-ar prinde foarte bine mașina ta. A, gine, trebuie dau... să vin cu tine să te învăț așa o leacă cum... Nu, bro, îți dau cheia de la Bugatti, dar să nu-i faci nimic, gen. Da, uite, dacă vrei te aștept pe cheia aici, nu știu. Stai că să găsesc cheile. E brat, uite aici. Fugi, dar vezi să nu te urmărești cu poliția. Că-mi faci mandat. Da, nu, nu. Dacă ceva ce aștept pe aici. Sigur, sigur, vezi că nu știu cât o să întârzi. Nu, dar nu e problemă. Eu am să beau aici. Păi, ce i-am dat? I-am dat altă mașină. Te salut, seara faină. Nu o să-și dea nimeni seama că eu sunt. Bă, mă cam doare stomacul de la zmeură. Am mâncat zmeură și am băut apă, cred că... Cred că o să întârzi vreo 5 minute, băieți. Nu mai pot. Mă cam doare stomacul. Zmeurată ai în burtă. Nu știu ce am în burtă, dar mă doare rău burta. O să fie o noapte grea. O să fie o noapte... Băi, dar mă doare rău cu aia. Boys, ce vreți să faceți între timp? Că nu mai pot, mă doare burta. Hai să scriu repede un mesaj aici. Unde e text? Text. Am plecat la WC, am mâncat zmeură și am băut apă. Revin în 2-3 minuțele. Continuăm roleplay după aia. Pe mine, coaie! Revin. O să scriu pe chat, pe YouTube. Vrei bandaj? Da, dacă ai avea un bandaj, ar fi perfect. Eu am tot ce trebuie acolo. Am chelio de prin. Uite-te pe
Chedi, e fain. Coana, hârtie igienică! Ce mă fac? Ce mă fac că nu am hârtie? Ce mă fac, ziceți repede că nu mai pot? Nu am hârtie igienică, coaie, ziceți zic că nu mai pot, mă doare burta. Ce mă fac, coaie, nu mai pot? S-a blocat de câte o secundă. Și aici se pol. Da, o cum de te-ai dat seama? Nu mă puteam gândi la un alt număr mai mult de atât. Mă, ce faci? E o seara de colecție. Da, șef, mergi televizorul ăsta sau?
Am învins! Victorie! Am învins, băieți! Puterea matematicii! Am învins, băieți! Victorie! Gata. M-am auzit? Da. Uite, am și eu o problemă cu bă de la noi tenos. Adică, așa a zis el că este de la noi tenos. Ce problemă? M-a sifonat la gări. Cine? Cum îl cheamă? Nu știu, am dat numele, pe tip nu mă spun, poate ție îți răspund că poate pe mine ignoră. Cum îl cheamă pe el? Nu știu cum îl cheamă, aveam doar numele de matriculare. De pe tip scris. Și de unde știi că e de la Nortenus? Păi el așa mi-a zis. Avea și probabil e sifon, dar mă interesez. Mersi frumos. Salut. Gata, mă. Am învins. Iacob Oltean, mersi frumos de 5 euro donație. Îți mulțumesc, frate. Cu ce să-i șterg? Cu foaia de matematică și după aia m-am spălat. Salut. Salut. Nu puteam să las așa. Hai să-mi dai și mie 550, te rog frumos, să-mi repar mașina? Nu. Și eu zbor și trebuie să-mi grepe de la... Nu. Să-mi deschid pontaj, frate. Ce pontaj? Păi cum ce pontaj? Ce pontaj? Păi așa e la zbor. Trebuie să ai un pontaj. Serios? Da. Mai dificil un pic. Băi, căcatule, no, dă-te băi că-mi zgâri mașina. Ce-i drecu să fiți? Păi de ce? Ai trei coaie tu sau ce? Crezi că dacă ai Mercedes-Benz, ce-i drecu? Puf, ce-i drecu să-mi zgâriezi Volkswagen-ul? Vezi că e polițist, cred. Ce polițist, mă, ești nebun? De unde știi tu că-i da. Dicot? Păi nu știu, că am mai văzut o mașină din alea, știi? Ai mai văzut pe dă... pula mea. N-ai văzut nimic. Ba da. Ba nu. Ba da. Bine. Ba nu. Dar ce faci, frate, cu mașina asta? Mă auzi? Bă, dar mult mă enervează asta. Ce faci cu mașina asta? Nu-ți rușine să ieși cu ea pe afară? Poate ai făcut un glonț în cablul ăla. Delete vehicle. Nu mă bag, Nox, nu mă bag, frate. Mi-a scris un prieten să... Cu asta se pregătește să se bage la somn? Trebuie să mergem să... cum se cheamă? Să... zi mă, când o filezi. Da. E că e de la ei. De unde știi?
Ca a spus pe tip. Ok. Bine, o să-l sun mai târziu pe Cristofor. Știi, și te chem, da? Da, da. Bine, ceau. Mă sună Magi. Ia zi, fratele. Ce faci un Blandoane? Uite cu treabă, farmez sulf. Te-am sunat să te felicit. Bravo. Stai liniștit, Magi. Mersi foarte mult, frățioare. N-am uitat când mi-ai pus piedică. Nu-i problemă, frate. Nu-i nicio problemă, frate. Îți pregătit pentru tine. Ai vinul la razia asta. Ca să, nu te, ca să te mai las pe caiu. Hai, vin coace? Da. Mai mulți ne-am strâns. Da, vin, dar puțin mai târziu. Că acum trebuie să mă duc să-mi bag femeia la somn. Bine. Ceau. Ne vedem pe caiu. Ceau. Te pupă. Vorbesc, să-mi bag femeia la somn, zici că ar fi femeia mea, ești nebun? Să o iau la razie? Bună idee. Dar ce pula mea caut eu pe aici, că nu înțeleg? Ceartă pe Deep Turturică. E fier Turturică că l-a dat la gardă cineva. Tuituică. Cum a zis? Am primit un epotofon, un stick și un epotofon. Un stick și un epotofon. Și ăla Deep e o cameră pe Discord unde vorbesc doar mafile. Un reportofon. Da, de ce? E de vreme. Voiam să te scot din casă. S-o sun? Nu vreau. Un gepotofon. Pe telefonul tău ai wallpaper cu tine? Ați vrea voi? Eram sigur că a fost cineva care a făcut poză pe... Știți că am arătat telefonul pe live când m-am dus la baie. Și eram sigur că a făcut cineva poză. Nu, băieți. Poza de pe telefonul meu este o poză după internet cu un băiat random. Pentru că am fost odată într-un club și aveam poză cu mine și când am dat să plătesc, v-am mai povestit, când am dat să plătesc, băiatul ăla m-a ținut de mână și a zis, bă, bro, tu ești ăsta din poză? Și am zis, nu, de ce? Păi, tu ești, că te știu după voce, tu ești, că te știu și mă ținea așa de umăr. Și am zis, bro, stai mă liniștit. Și din ziua aia mi-a schimbat poza la telefon cu o poză cu un băiat random. Mă jur pe viața mea cu aia, că s-a întâmplat. Da, mă, frate, e vrăjeală. Eu sunt în poză. Puteți să puneți poza pe net. Bă, dar unde stătea fata asta? Știți ce cred eu, băieți? Știți ce cred eu? Eu cred că o să se întâmple inevitabilul. Și de data aceasta. Ce inevitabil? Cred că domnișoara Niana va trebui să... Va trebui să învețe... Să se învețe cu greul. Vreți lucrul ăsta?
cu greul scandal. Dar nu știu unde avea casa ea. Convinge-mă să ies din casă. Dar care era, vis-a-vis de magazinul de haine? Ce nașpa e că nu poți să vezi în casă. Cucubau. Ce crede? Unde pleci așa aranjată? Domnișoara Black and White. De ce nu zici nimic? Ce-i vrea să zic? Vezi că șoptești și nu-mi place când șoptești. Și mă simt în pericol cumva că o mașină a plecat din fața casei fix când... Fix când am ajuns eu, domnișoara Aniana. Dar ce se întâmplă de sunteți așa sexy în această seară? Te-am simțit să mă îmbrac diferit astăzi. Mama mia! Dar ce ținută! Băiatul a plecat fix acum de la tine? Poți să te rog să lași la jos? Ia zi, de unde pleca băiatul ăla? Dar nu știu ce se întâmplă de la unde, că tot felul de indivizi pe aici, nu înțeleg care. Plus că... Ai ieșit din casă. Plus că... Să ceva băieți care au cumpărat magazinul de vis-a-vis de haine, cu care mă înțeleg destul de bine cu ei. Asta e camera ta? Da, aici ador. Miroase a bărbat. Te miroase? Miroase a parfum de bărbat. Termină, mă, pretextele astea. Nici măcar nu mai lăsa să vorbesc până la capăt, mi-ai întors spatele. De ce ești nepoliticos? Am fost puțin cam nervos când am văzut că băiatul ăla a ieșit fix din casă de aici și a plecat cu mașină. Încercam să-ți explic. Șef, ce crezi? Ești fix aceeași mașină care te urmărea acum câteva zile când mi-ai zis tu să dăm de aici că ne urmăresc băieții aia. Mașină galbenă, un Audi A8, ceva de genul. Ok, nu știu nimic. Sincer, nu știu nimic. A cui e casa asta? Acum. Ce? A cui e casa asta? A mea, acum. Ia ta, acum. Ai cumpărat-o? Da. Și ce a scris la interfon? Cum? La interfon, când am băgat, nu, parola. Ce parola am pus? Nu am înțeles. Când intri într-o casă, sun la interfonul 1 și scriu un nume. Ce nume am pus? Așa, Niana. Bine. Deci acum e casa ta? Nu mai stai în chirie? Nu stau cu nimeni. Poți să mă mut și aici? Vrei să te muți aici? Sunt aici șmecherii aici. Îți place ție aici? Mamă, dar ce îmi place. Apropo, da. Poți să te rog să lași și una pe da, bune, da, da. Că mă sperii. M-am împiedicat puțin. Dar ce frumos. Vezi rămânările astea? Da. Vezi chiuveta asta? Chiuveta? Da. Asta nu e cadă, e o chiuvetă. Știu, dar în poză părea ca și cum era o seară în cadă. Da. Îmi place să le aprind. Auzi? Ai fumat în casă?
Mai prins. Și șampania asta desfăcută ce e aici? Asta s-a făcut și n-am apucat să strâng pe aici. A, gen, le-a lăsat băiatul. Cam mizerie. Nu, n-au stat mai băiatul. Au fost și doi chiriași. Cine a băut apă? Coeți! Cineva ne urmărește. Mi-a strict, nu urmărește nimeni, s-a părut. A băut cineva apă aici. Ia-mi zi! Mănâncă cineva aici! Încetează să... Cu cine în casă? Ascultă-mă puțin. Calmează-te puțin. Calmează-te puțin. Cred că este puțin... ...interesă pe tot felul de scomote și eu, dar m-am obișnuit cu ele. Dacă apeși o meședință sindică... Calmează-ți, poți să faci o lată, te rog. Mi-e frică să aud sunete în casă aici. Deci mă... E cineva în dulap, să moară mama dacă nu. Este nimeni în dulap. Uite niște picioare. A, nu, sunt pantofi. Este umbrata. Faci mișto de mine? Când am auzit clar că cineva mânca o felie de pizza? Ne ferește. Te rog, lasă-mă. Bine. Nu e nimeni aici, după cum observi, intră peste tot. Calmează-te și ignoră sunetele. Ok. Da, după cum mă oferi, e drăguț aici. Mie îmi place bucătăria foarte mult. E așa mare, spațioasă. Ok. Păi și ce... Mi-a fost dor de mine? Dacă mi-a fost dor de tine, nu mă lua așa tare, că nu știu cum să reacționez. Da, mi-a fost. Băi, ce se aude? Eu ți-am explicat odată. Care este treaba? Este nimeni aici, încetează să mai agit, că mă agit și pe mine și mă petic totodată. Știi de ce nu vezi? Bă, dar ce hainele astea la tine? Spre Andromeda. Ești cam... kinky. Cam kinky. Nu am înțeles. K-I-N-K-Y. Candy? Nu mă înțeles. Emoloaică. Emoloaică. Kinky, kinky. Kinky? Kinky, da. Ah. Nu știu, nu știu cine e în realitate fata asta. De ce, nu-ți place? E perfect. E tot ce mi-am dorit. Știi că este un trend acum între tineri. Cum? Între tineri este un trend acum. Un stereotip de fete foarte frumoase și kinky. Știi cum se numesc? Mm-mm. Emoloaice. Cum se numesc? Emoloaice. Emoloaice? Da. Și ți se pare că eu sunt una din acele emoloaice? Mă asemăn cu ceva? Nu chiar, îți dai seama că nu. Dar foarte, foarte interesant. N-am văzut de când sunt eu în oraș ținut asta. Un Adidas alb-negru cu aici pe picior, cum se numește curea asta? Hello. Ce pula mea a fost asta? Ce te spui așa? Păi pula mea, prea așa, prea direct, mă, ei. Te-am întrebat ce e cureaua aia, e... De ce are o gaură? Ăla se pune la gură?
Nu. E un căluș pe picior? Nu este, nu este un căluș. Dar ce e? Choker? Vrei să ridic un pic mai sus? Pustița sau? E ok, pot să văd, dar zic ce este. Se face ședință staff în casa asta? Cine asta? Lasă, rămașul. Bă, ce faci cu ăla, mă? Bă, du-te, mă! Alo? Păi mă omoară asta. Ieșim și noi de aici, iar cu speriat. Ești rău din baie? Imediat. Doar ți-am arătat. Ce mi-ai arătat? Cuțitul? De ce mi-ai arătat cuțitul? De când ai devenit tu așa periculoasă și agresivă? De ce crezi că sunt agresivă? Păi te-ai îmbrăcat super pervers dintr-o dată, mi-ai arătat briceagul aproape de mine, mi-ai arătat fundul fără să-ți cer să-mi arătat fundul. Și nu ți-am mai arătat odată? Nu mai aduc aminte așa de bine. Poți să îți dai fusta jos? Vrei să-mi dau fusta jos? Da. Și ce primezi la schimb? Orice vrei tu. Păi ședință, sunt toți cu noclip aici, mă jur. Adică merge și să rămâi doar în flanel? Sau ce este? Nu e doar, trebuie să dau și e cu totul. Bine, uite, fii atentă. O să mă întorc cu spatele, gen din prima perspectivă, să nu văd nimic. Și când e gata, mă anunț și mă uit doar foarte puțin. Ok. Mâinile pe birou, băieți. Mâinile la vedere! Mâinile la vedere! Da, trebuie să respect femeile. Ce? Coe, fii atent aici, că i-am dat locația lui Gato, Abeli pula. Coe, ce m-a dus capul să dau locație? Coe, nu o dați cu mine. Ce faci cu ei? Vreți femeie, să nu-i dau pe cap. Vedeți ce am ajuns? Să mă înjung eu femeie. Dar ce am făcut cu ei? Că i-am zis că vreau să-i fac. Să te rog, e just. O bag în pământ, nu mai stau. Adică eu sunt gentleman, vin să iau de acasă la o plimbare și am înjunghi într-un mod mafiot. Am luat oficiala să mă omoare. Stresul. I-am trimis parcă locația lui Gato, nu? Dar ce i-am zis? Că mi se pare că s-a supărat și out of character. Că mi-a zis data viitoare să respect o femeie, dar ce i-am zis așa?
Ce am zis așa, wow? Ha? I-am zis doar să-ți dea fusta. Dar ea m-a întrebat, vrei să-mi dau fusta mai... Și pula mea, i-am zis că da, nu știu de ce s-a supărat. Ce mesaj i-am dat oare lui Gato? Deci fii atent că i-am dat locația. Fii atent, dacă nu răspund e aici, una mă omoară, cu aia e moloaică și i-am dat locația, e perfect. Vedeți mă ce înseamnă 2 ani de roleplay? Vedeți ce înseamnă 2 ani de roleplay? Cum poți să anticipezi în pula mea? Nici nu mă așteptam că vrea să mă omoare. Da, să vezi ce fac. Ce credea? Că scap așa ușor? Da, și pe mine m-a lăsat fără cuvinte. Mă simt și eu trădat? Cu toții ne simțim trădați, frate. Mă simt trădat. Dar răzbunarea o să fie dulce. Râpă copia de pe Fair Play. Pa da, e pe server, gata. Nu se pune armură dacă dai cu cuțitul. Ce răzbunare dacă dai space? Bro, ce space să dau? Am trimis înainte să știu, am trimis locații la băieți. Dacă nu răspunde aici, una mă omoară, cu aia e moloaică. Pac, locații și poză. Cu aia i-am dat și din baie, fiți atenți. Primez mesaje acum. Interiorul de la casă e sub fleca? Mă doare în pulă cu aia, eu am dat locația de aici, trebuie să vin aici. Dați like, mă ajută foarte mult. Da, din păcate e buguită locația. Dar nu cred că ar trebui să fie o problemă. În realitate nu sunt casele sub pământ, sub fleca. Eu am dat locație de aici. Nu dau respawn, stau aici 23 de minute până nu vine cineva să mă salveze. Eu știu că ne rezumăm la un joc, dar nu e fair play. Nu? Nu este corect. Eu am trimis locație în caracter, locația de aici, înainte să știu ce se întâmplă. Nu fac niciun tichet, eu am trimis aștept băieții să se descurce, să văd dacă sunt capabili, să mă găsească. Și mie îmi plăcea de ea, păcat.
Da, mă. Bine fac tot ce faci. Cam da. Mai plecat de acasă sau unde? Nu, sunt aici. În casă? Da. Sunt în casă, bă. Păi și unde vrei să-l duc? Am înțeles, a sunat rață să mă scoată din casă, am înțeles. Wow, foarte inteligent și rață. Ajută-mă dacă nu, și nu mai stresa. Foarte inteligent și rață. S-a gândit că nu sunt ok în baie aici și trebuie să fiu mutat. Wow. Păi și ce fac cu el? Dar nu, că dacă omoră ăsta, mă omoară. Te omor, nu că te omor, te distrug. Că chiar îmi plăce. L-am tăiat. Chiar de câte ori m-a tăiat ăsta pe mine? Nu știu cum a comportat ăsta cu mine. Dar de ce vorbești așa? Mă, tot timpul în armat. Auzi cum vorbește cu ei, what the fuck? Când i-am vorbit eu urât? Înțelegi, am vrut să-l ajut și a bătut joc. Înțelegi, s-a comportat super urât cu mine și mă mai și speria, mă mai și amenința cu arma. What the fuck, băie, să n-aveți încredere în femei, băieți, că dacă nu stai mâinile și picioarele, fii atent aici, că te bag în scaun cu rotile. Ce fac cu el? Ce fac? Cum? Din afară, pe stradă aici. Nu pot să scol din casă? Vreți la magazin? Ce? Telefon. Da. Că de ce nu vin ăștia odată? Vă trezesc în baie. Mamă, știți ce nerveam? Știți ce nerveam? Că mă simt trădat. In character.
Totul e în caracter, băieți. Eu mă simt trădată, o ce? Nu mă, ce aveți mă cu fata? Fata a vrut să... A vrut și ea să facă un roleplay avansat, să mă omoare, că s-a simțit nu știu cum. Dar tot ea s-a simțit, dar tot ea vrea să-și ridice fusta în sus, în pula mea. Ce i-am făcut? Nu i-am făcut nimic. Ba da, scap. Băieții sunt la ușă deja, ca idee. Ce meta face Don? Bahoi să-mi bat pula în măta. Asta este meta gaming. Ha? Dacă nu răspund eu aici, una mă omoară. Ha? E meta gaming. Ați intrat și voi acum la circ. V-a dat cineva link-ul și ce a zis? Ha, ha, ha. Da, asta nu mă așteptam, nu mă așteptam la asta. Chiar nu mă așteptam că aparent n-aveți să nu mai aveți încredere în femei, băieți, că uitați ce se întâmplă în caracter, în caracter. Grigore a plecat spre Andromeda. Vine pedala și te salvează. Nu știu ce fac ăștia, ar trebui să roleze, că sparg ușa, că nu știu ce. După ce le dai mesaje pe Discord, nu e meta, frate? Că în primul rând nu trebuie să mă afirm în fața ta, da? În al doilea rând, futu-ți morții mătii de animal. Da? Deci eu am dat mesaj la ora in character, la 22:30. M-a omorât pe la 22:35. Și gata, a dat mesajul ăsta la 22:34. Deci deja era mort. Bă, am primit mesajul ăsta, toți în oraș e în pericol. Da, deja s-au sesizat, numai că e buguită locația. Au făcut tichet probabil și s-au vorbit în caracter. Nu mai mâncați voi căcat, roleplayerii pulii mele ce sunteți. Veniți voi și dați, mă piși pe 2 dolari ai tăi, băi, căcatule ce ești. A venit el cu 2 euro să-i se vadă și lui mesajul, mă. Uitați-vă și voi ce a zis. Mamă, i-a arăt eu lui Don Stefanos ăsta că nu joacă corect. Dă-i în spate live-ul să vezi. Tu crezi că la 3000 de ore câte am, că mă uit și când se dă jos cineva din mașină, coaie. Nu e așa greu să te prinzi de ce se întâmplă. A scos prima oară cuțitul la mine, deja m-am sesizat că ceva o să se întâmple. M-am dus repede în baie, am dat mesaj omului care știam că e cel mai activ în oraș și am dat un mesaj lui Gato și după aia s-a transformat totul în caracter. După aia puteam să mor de 10.000 de ori. Ha, mă, coaie, lăsați-mă de roleplayerii pulii mele ce sunteți. Veniți voi cu 2 euro. După ce le dai mesaje pe Discord, nu e meta, frate. Da, frate, că eu sunt
Cum îl chema pe ăla de a scris? Băiatul ăla. Să fac coordonare pe Discord. Bă, hai să mă iei că sunt în casă aici. Doamne, cât de paralizați. Mâine sus. Mâine sus. Mâine sus. Ia uite. Turturic al nostru. Am uitat nou. Metagaming cu aia, faceți un tichet. Faceți un tichet de metagaming. Uitați cu mine cu aia, nu puteți la 3000 de ore să mă omorâți. Vecinul, vecinul. Ce faci? Lasă. Băi, ce faci mai aici? N-are rost să intrați. Fatu și cabrul să rămână afară. Lăsați-o în genunchi, ia vino mai repede în genunchi. Băi, tu ce faci mai aici? Boys, repede, dați-mi un bandaj repede că îmi sângerează spatele. În genunchi, băi. În genunchi, băi, asta. E o doamnă, dacă nu observi. E, nu știu ce să zic eu, doamnă. Ce era aici? S-a întâmplat, bă. Ce să se întâmple cu aia? Am avut încredere într-o femeie, aia s-a întâmplat. Știți că vă vorbeam de ea, că e aleasa, că se comportă diferit, că nu știu ce. Am sărit cu parașuta, știi, era totul frumos. Știți ce a făcut, nu? Ce a făcut? Mi-a dat briceag în spate. Ideea este în felul următor. Nu, lasă-o, că o rezolvăm imediat pe domnișoara. Să înveți o lecție în această seară. Eu când m-am amenințat cu cuțitul, am intrat repede în baie, am dat mesaj lui Gato, i-am dat și locație și poză din baie. Și după... Să arunce cuțitul ăla. Și după aia... Nu. Și după aia mi-a zis că dacă vreau să ridice fustița mai sus. Și am zis că da, pula mea, sunt bărbat cu aia, de ce să vă mint? Am vrut să ridice fustița mai sus. Și s-a mi-a zis că se dezbracă și m-am întors cu spatele și dintr-o dată văd direct briceag în spate. Dar nu, că știu exact ce facem cu domnișoara aceasta. Astă seară v-am învățat o lecție, că încrederea nu se calcă. Ăsta cine e? Hai să așteptăm puțin să-i revină glasul domnișoarei. Ce ziceți, o băgăm în pământ direct cu cruce pe piept? Da. Să fie singura? Da, cu glasul acum, când i-a văzut atâta. Da, clar, o să o băgăm în pământ. O să fie prima femeie și ultima pe care o bag în pământ. Nu prea e noroc. Gustave, te rog, încetează cu comentariile astea. Păi ce, nu trebuie să ține cu... Să treci pe vorbați, domn, data viitoare. Băi, știți că vă zic de acum, de fiecare dată cu orice femeie în oraș cu care aveam interacțiune, se întâmpla o oră, două maxim. Bă, ea era diferită cu aia, pe bune. Cu ea chiar am fost și la bătaie, mergeam cu mașina cu ea, am sărit cu parașuta, chiar am petrecut timp împreună. Bă, și chiar așa, mă, de ce, că totul a fost perfect, adică chiar nu i-am greșit cu nimica. Să-mi dea briceag așa, mișelește? Pe care a fost motivul pe care ți-a dat? Păi nu știu! Păi să ne răspundam, dar nu vorbește cu noi ce se întâmplă. Mi-a zis că dacă vrea să-și ridice fustița mai sus. I-am zis că ok, ridic-o. Te-a dat jegoa să s-a cuțit? Da. Băi, vorbiți frumos că ai. Hai să vorbim frumos. Că ce ți-am dat cuțit? Da, că mi-ai zis să dai fusta mai sus sau ce? Nu,
Da, de ce? Care a fost faza? Cu ce, cu ce m-ai ajutat? Te-am ajutat? Nu, cu ce m-ai ajutat? Te-am ajutat? Cu ce? Adu-ți aminte. Adu-ți aminte, te-am ajutat? Cu ce? Omule, adu-ți aminte. Că te-am ajutat. Da, mi-ai luat o undiță. Ok, te-am ajutat, da? Fă! De ce ai făcut rău? Tu n-auzi că singurul om pe care l-a... care a... Nu mai vorbiți urât, deci dacă mai vorbiți urât, plecăm cu toții de aici și gata. Vreau doar să explic la această domnișoară, pentru ultima oară, că poate nu a auzit, nu mai auzit până acum, nu? Bun. Timpul meu în oraș cu domnișoare este foarte limitat. 1-2 ore maxim. Apoi domnișoarele primesc un cuțit exact cum am primit eu. Cu tine a fost mai altfel. Nu știu. Ai avut tu ceva mai interesant, ne-am dat cu parașuta, ne-am împușcat, ne-am urmărit cu poliția, a fost frumos. Deci a trebuit să-mi dai briceag acum? De câte ori mi-ai amenințat cu arma? A, mă, lasă vrăjeala, mă, cu arma ta. De ce coful făiam așa prin față? A, și tu de câte ori m-ai speriat cu briceagul? Asta e motivul? Real? Nu te-am speriat. Deci ăsta e motivul real? De ce nu mi-ai zis? Da, mi-a fost frică de tine. Și de aia mi-ai dat cuțit. Da, simplu. Ce credeai, că sunt atât de prost încât să vin undeva singur? Erai foarte agitat, erai foarte agitat. Te-am rugat să te calmezi, te-am rugat, erai foarte agitat. Ți se pare că, ți se pare că sunt... Uite-te la mine, arăt eu a prost? Bineînțeles că nu. Bun, atunci nu eram agitat degeaba. Unul la mână. Afară era o mașină galbenă care ne urmărea de acum 3 zile. Nu știu cine e mașina aia galbenă, okay. Ok, ți-am zis eu. Ne-a urmărit o mașină acum 3 zile, aceeași, aceeași culoare, acolo la casino, de ai zis tu că-s prietenii tăi. Aceeași mașină era aici. Doi la mână. Nu, ți-am zis că ea de la casino nu știu cine, s-au luat de mine. Ok, doi la mână. În casă la tine s-a auzit cineva cum bea apă, da? M-am panicat, mi-ai zis că e tot ok, mi s-a părut ok. Apoi s-a auzit cineva care mănâncă o felie de pizza. La fel, tot eu sunt prost că m-am panicat. Și apoi, nu știu, ai început cu... Te-am întrebat ce haine sunt astea. Mi-ai zis că pula mea, că ce e ăla de pe picior, am început să faci torc lângă mine și... Cu toate astea, tot eu sunt vinovat și mi-ai dat cuțit. Niciodată nu plec singur, fără să dau locație unde sunt. Da? Iar pentru treaba asta mi-am pierdut încredere în orice femeie din orașul ăsta și meritați toate ce ați meritat până acum. Hai cu ea, băieți. Ce soartă. Pregătiți o mașină. Hai să ne aduc o mașină. Stați puțin. Nu ieșiți cu ea până nu e totul liber, da? Lasă-mă să ies eu, dă-mi cam mai bau. Ok. Ce morți? Am să ies. Am ramflet pe mai bau. Eliberați zona de aici de mașini. Mamă, ce e aici? Da. Luați-vă off-road-uri toți, off-road-uri. Off-road-uri? Da, off-road-uri. Off-road. Băieți, este totul roleplay, nu... Nu... Nu țineți ură cu aia. Poate așa, poate fata a vrut să termine roleplay cu mine, poate s-a fi plictisit. Poate așa a vrut și ea să facă un roleplay să-mi dea cuțit. Nu, să nu judecați, vă rog din suflet. Tipa e super chill, are foarte multe ore pe server, joacă dinaintea wipe-ului, adică să nu faceți de-alea hate-uri. Tipa e super de treabă, super de gașcă, asta e roleplay-ul ei. Așa a vrut ea în joc să se termine roleplay cu mine, să-mi dea cuțit. Însă e destul de dificil să faci. Exact, poate chiar s-a speriat, poate... Sau poate s-a plictisit cu aia. Poate chiar s-a plictisit de roleplay cu mine. E total normal, bro. Nu are 200 de ore, are acum 200 de ore. Da, ok. Nu știu ce să zic de pe ea. Să mergem cu Ramu. Fii atent, pe ea o bagi aici, anul ăsta mare. Pot și eu. Cine-i cu Ramul ăsta? Scot și eu, Claudiu. Bun, Claudiule. Las că scoate și Amfi. Da. Scot și eu. Bine, bine. Atunci merge Amfi. Dă-i cu maibacul de acolo. Pe ce stație sunteți? 852.2. Don, vrei ecolastar? Da. O să mergem...
O să vă luați după mine, o să vedeți unde mergem, o să fie o surpriză. Păi da, asta și cel mai mașin loc. Off-road, 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 ramuri și de-astea. Cine e cu ea anostatic? Cine e cu ea anostatic? Să iasă. Veniți vreo cu Claudiu, să o punem în mașină. În caz, eu nu cred că mai am loc. Îmi trebuie mașină cu... Avem eu loc, avem... Cu patru locuri off-road. Să urc eu cu ea în mașină. Și țin eu arma pe ea. Bun, hai, ieșiți cu ea afară. Cine de aici, mă? Bă, de ce? Nu, lasă-l, lasă-l. Nu, nu eu, nu mă duc eu. Lasă-l, lasă-l, aici intrăm. Să libereze drumul ei, pune mașinile aici. Păi să intre Costi. Pula mea. Ieșiți cu ea, bă. Așteptam. Unde e? Aici. Ok. Hai, urc în mașină. Dă-i drumul. Nu e off-road-ul. Asta, bă, da. Gata, lasă-o. Fii atentă, nu facem mișcări bruște, că am arma pe tine, ok? Mă auzi? Am trei locuri libere, mașină, mă uitați. Bă, ce-aș făcut, mă? Ați omorât-o? Cația. Mă auzi? Te aud. Bun, fără mișcări bruște, că ne supărăm. Îți spun eu locația pe GPS acum. Să ne pun și nouă, Don. De acolo. O pun eu, Don, dacă vrei acum. Gata, am pus-o, am pus-o, am pus-o. Nu, okay. No, la rest. Așa vrei tu să se termine? Nu, dar nici măcar mai a stat până la capăt. Asta te enervează cel mai tare la tine. Unde pula mea să te mai ascult? Cum să te mai ascult dacă eram mort? Jumate. Eram puii mei. N-ai vrut să mă asculti când îți spuneam că mi-e frică de... Mi-e frică de... Niana, lasă vrăjeala asta cu frica că nu merge. Tu ai fost mai curajosă ca mine în anumite situații. Mule, m-ai luat de la... Niște. Viața mea ți-am și zis că viața mea era super liniștită înainte să te cunosc. Efectiv, am... Păi și atunci de ce mă sunai? De ce îmi ziceai că vrei să faci chestii... Chestii tare, sărit cu parașuta și adrenalină? Da. Ce? E o adrenalină. Ascultă-mă. Și de ce încerai asta? M-ai făcut să mă îndrăgostesc de tine acum. Ascultă-mă. Stresul doi, mă jur. Efectiv, tremuram de în fața ta. Pentru că și încercam să fiu tare. Auzi? Să nu dau dovadă de frică. Când săream cu parașuta și mergeam la spital și râdeam, tot îți era frică? Nu. Păi și pula mea, ți-am zis că aud niște sunete și de-aia am scos pistolul. Nu l-am scos pistolul la tine să te împuși pe tine. Frică că tu știi foarte bine ce ai făcut și de aia trecută în rulotă și mai amenința ceva? Să fac niște lucruri. Nu mi-a plăcut niciodată în viața asta să fiu luat de prost. În rest mi-a plăcut orice. Poți să mă jignești, poți, dar să mă iei de prost nu mi-a plăcut. Treaba asta cu frica de mine e vrăjeală, nu ți-a fost niciodată. Păi asta înseamnă. Vezi că mai bafui off-road, de-aia vreau că urcă? Urcă, 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 e off-road. Pune-te în locul meu, efectiv. Nu mai are rost acum. Nu mai are rost acum, stai liniștită. Spor la pește acolo. Bă, nu cred că... Sau am pus bine? Nu, e aici. A stat la bandă, nu vrei de la... Da, dă-i în față. Trebuie la peștera aia. Fa, mă, cu aia ce... Coaie, trebuia la peștera acolo, dar cred că trebuie să ocolim satul. Da. Dă-i, dă-i în față, dă-i în față, pe drum. Trebuie să mergem pe jos, da, pe... Aburile nu trec acolo. Trebuia să-l las stânga, la intersecție acolo mai jos. Da, mergi la stânga, trebuie. A, dar până aici, adică, ție chiar aici. Peștera muierilor. Trebuie să schimb mașina de aici, domnul. Trebuie să schimb că e un off-road, man. Aici, să deja... Aici nu mai pot, aici e extrem. Hai să dăm jos. Dați-o aici, dacă mai n-am. Am făcut un tramor. Dacă trebuie să dăm jos. Ok. Bani. Jos în mașină. Stați-mă că o greșit o locația. Băi, locația este în peșteră. Nu, stai puțin că vorbesc la... Acolo trebuie extrem, da, trebuie extrem.
6-6 la alb. E... Până la urmă sunteți tot atât de acolo, nu? Ei, vedeți că e un 6-6 la alb. Podul ăla de lângă. Haide, sunt mașină. E cu mașină. Câte locuri ai mașină? Mai am două, urcă o sub mine sau urcă cineva. Bă, bă, fii atent. Eu am greșit locația. Mamă, unde suntem aici mâncați ești? Stai, sau? Stai că te-ți bă, deci, deci trebuie în sat acolo să ajungem. Da, în satul sat. Păi și unde e satul? Vreau să facem stinga înainte. Am urcă mașină, femeie. Haide, bă, dar voi nu știți unde e first round? Înapoi, dați-i înapoi. Am pus eu greșit, îmi pare rău. Trebuie în sat acolo, lângă... Exact. Lângă în peștera aia. Da, exact, în peștera. Păi nu e ăsta în spatele nostru aici? Da, ăsta e, ăsta e. Dar trebuie să ocolim puțin, care n-aveți extrem. E drum. Hai, din mers numai puțin pe aici, e pe câte luni ai tu în oraș, Niana? Deci nu trebuie trim neapărat. Vorbește. S-a tras? 250. S-au dus. Ia zic pe unde e acum. Fii atent, iau tot înainte. După aia e în stânga. Ușor, 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 ușor. Iau urmă, stânga. Tot în față, tot în față, pe drum, pe drum. Bă, dar asta este extrem off-road, poți să mergi cu ea oriunde. Păi poți să mergi tot, dar mă retorc pe ea. Bravo, mă, e perfect aici. E bună. Ce trebuie? Ia uite asta, bă, nu mai dă cu motorul, bă, nebunului. Bă, m-am răstrânat cu mașina. Am pus-o lateral. Interzicție, de ce nu mă lăsa o pune să conduc? Păi dacă mi-ai zis în față... Îți dau adrenalină până în ultima secundă. Cum m-ai obișnuit. Hai să intru pe stația. Bă, chiar sunt dezamăgit pe bune. Puteai să se termine altfel, nu știu, pula mea. Veniți, oricum altfel. E un șofer prost. Unde e? Acolo, pe drumul de la noi, cum te duci și înainte. Cu Dini, pe 6-6. Bă, veniți cu aia, că suntem aici. Nu, că m-am răsturnat cu aia. Ne-am răsturnat cu aia. Interesantă. Bă, auzi, dar am o întrebare. Am o întrebare, mă auzi? La care pun? La pun la era greșit. Ce făceai în casă acolo? Așteptai să putrezesc acolo? Sau aveai de gând să mă duci la spital? Eram preat. Ce să mai fac? Pentru că... Asta e, sunt situații în care nu e conștient. Auzi, dar ia fi sincer, te-a pus cineva să mă omori? Nu. Acum câteva zile am avut un incident și am avut un eveniment foarte important. Te-a pus cineva să mă omori? Nu. Precis? 100%. Că am ajuns la pod. Hai, vină cu mine. Știi că ce urmează să facem nu se-ți convine, nu? Dar asta este, suntem toți egali. Exact. Mamă, e numele perfect, e numele perfect. Nu vreau să-ți convine, dar... Unde sunteți? Nu, trebuia să calculez puțin înainte. Hai că vine, vine. Cam câteva luni bune în oraș și mereu îmi iau... Dă-i ușor cu mașina, dă-i ușor. Dă-i ușor, dă-i ușor și tu că te rătuși tu aici. O măsură de precauție. Știi când eram în baie și băteai la ușă? Ușor, ușor, ușor! Când eram în baie și băteai la ușă, am trimis locația cuiva. Bravo, băieți! Să-mi bag pula în gura voastră! Au, am amețit! Cu aia nu mai văd bine! Așa. Stai mă că ăsta a mețit cu aia. Am trusă, stai că-i dau trusă, stai că-i dau trusă, ușor. Bă, ușor că o iau pe jos, îmi bag pula mașina voastră. Am fi de mici, te rog. Amă că merg încet. Stai să-i dau trusă. Te rog că nu mai plec de aici.
Da, mă, urcați mai ce să ducem direct ce stai. Bun, stai așa, stai așa. Trebuie să mergem la peștere, nu știu. Stai așa, stai să-mi revin, stai să-mi revin, că sunt amețit. Încă sunt amețit, bro. Încă sunt amețit. Bun, dă-te jos, Niana. Chini cu acea de Atrix. Ha, mă, tăi cu acea, cu aia, că iarăși pregătit. Poți să te dai jos, te rog frumos, Niana? Da, da. Mulțumesc. Poți să schimbă mașina, o să te rog să te urci în spate aici, în asta neagră. Dă-te bă jos de aici, mă, du-te mă dracu jos de aici, mă. E bine și acolo, e ok. Să mergem. Nu mergi. Turturică, stânga, dreapta. Turturică? Turturică? O să te rog să... Să iei telefonul domnișoarei. Deci domnișoara Niana fără manevre, îi înmânezi ușor telefonul. Telefonul e spart în casă. Eu cred că era și restaurant. Niana, nu mă lua cu vrăjeala. Telefonul este la tine. Nu ea are de ce să fie spart. Te rog. Verificam buzunare. Nu are de ce să fie spart. Pentru că nu te-a dat nimeni pe jos. Poate al meu e spart. Spart. Că nu vreau, sunt cu viața pe prietenul, un pericol, să acuz. Locația e la... Ce mă? Să acuz, să-mi acuz prietenii că au vrut să-ți facă ceva, tocmai de ce n-am spart? Nu l-ai spart, că... Niana, nu ai spart telefonul. L-am spart. Bun, ai vreo dovadă că l-ai spart? Dacă l-a spart, o să verific în dat. Deci te-a pus cineva să mă omori, am înțeles. Cineva mașină? Nu. Aici la dezbrăcat. Tocmai tu mi-ai spus. Dreapta. Da. Dreapta, dreapta aici, dreapta, dreapta, nu intrăm. Nu să-mi bag șutul, mă, o să-l iau cu motorul. Gen să-l găsesc și te chem la mine. Fii corect dacă ai ajuns până aici. Îl văd eu, îl văd aici. Ați spus adevărul. Fă-i dreapta pe drum? Nu, nu așa, dreapta pe drum, stângă. Mamă, și cine e? Mai ții minte, Niana, când te-am adus aici și ți-am povestit despre această peșteră? Aici s-a mai stânga, bă. Mi-ai povestit de fustele că au sfârșit. Uite, stânga, tragi. Da, din păcate... Înțelegi? Și aia a fost una din fricile mele cele mai mari. Nu, erai specială. Povestea cu seninătate, chestiile astea și m-am sperat foarte bine. Sub stâncă. Cine era pe proiect, dezbrăcați sau unde ești? Dă-te jos de mașină. Vine după mine. O să vor o să o legați cu ceva la mâini, să nu scoate din greșeală cuțitul. E legată parte de hoodie. E legată. E legată? Legată? Hai, cu curaj, cu curaj. Nu mă uit în telefon? Stai aici. Ba da, o să ne uităm în telefonul ei imediat. Pentru că nu cred că l-a spart. Ceva îmi spune că e frică și... Ai zis? Vezi că nu l-a dat. Bă, Don! Am pe drum cumva. Ai omorât-o? Nu. Fii atent aici. Poți să-ți dau niște alegeri dacă vrei. Ce alegeri? Să omori ori cu paiombu, ori cu molotov. Nu avem voie la așa ceva. Ba da. Stai cu minte, că o să... Se omoare băi, singură. E legal 100%. O să se omoare realizat. Singură, lasă-mă cu Dini, că n-am timp de astea. Bine, Don. Bun, o să te rog. Bă, dacă ai zis că... O să te rog să stai cu fața la mine. Nu ți-e plăcea să mă privești în ochi? Vigilul de să intri în foc. De ce nu vorbești? Ce putea să mai zic? Nu știu, pula mea, puteai să te gândești la orice altă acțiune în seara asta, în afară de asta. A fost total greșit, a fost total imatur ce ai făcut.
când este speriat, mai gândește? Nu aveți de ce să fii speriat, nu te-am amenințat. Ai fost speriat? Eu nu. Atunci nu, n-ai cum să mă înțelegi. Puteți să opriți în pula mea motoarele alea și... Cine e ăla cu 6x6-le? E cu Dini. Din pulii. Nu te-am amenințat pe tine niciodată, nu ți-am zis că te omor niciodată. Acțiunile cu tine pe care le-am făcut au fost de 10-50 de ore mai lungi decât cu orice altă femeie în acest oraș. S-au întâmplat lucruri super tari, nu știu, pula mea, așa le-am considerat eu. Se pare că m-am înșelat. Știi foarte bine că de foarte multe ori te-am rugat să-ți lași arma, știi foarte bine că mereu ți-am zis că mi-e frică. Nu mă mai lua de prost, te rog frumos. Nu e nicio frică de armă, că fluturam eu o armă pe lângă tine și eram curios ce se aude prin acea casă și făceam așa să văd ce se aude prin casă. Nu mă lua că ție ți-e frică. Ai băgat cuțitul în el, criminalul? Tu când scoteai cuțitul la mine sau așa, nu era nicio problemă. Deci lasă-mă cu motivul ăsta. Ăsta este un motiv prost. Motivul real, dacă vrei să ți-l zic tot eu, da? Este că tu ai vrut cumva să încheiem această prietenie. Dar sincer, eu n-am avut nicio problemă. Puteam să o încheiem din a doua zi. Dar nu așa. Ai telefonul la tine? Unde l-ai lăsat? Ce a știut ea ceva? Unde ai lăsat telefonul? În casă. În casă, a zis că l-ai... Știi că dacă mă duc în casă și ți iau telefonul și ți-l aduc, mă uit în el, nu? Mai bine îmi zici cine te-a pus să mă omori. Și de ce? Nimeni. Atunci, eu singură am gândit. Atunci spune-mi adevărul. Știi foarte bine că sunt femeie deșteaptă. Ești da. Femeie deșteaptă. Nu prea. Ești. Nu prea ești. Ești, dar... Cum să zic? Seara asta m-a dezamăgit total. Puteai doar să vii la mine să-mi zici, băi, cu aia, uite care-i treaba. Mie mi-e cam frică să-mi fluturi tu pistolul. Am treabă, nu prea mai pot să stau prin oraș. Mi-a părut bine, te salut, te pup, ceau. Sau, nu știu, să mă înjunghi pe la spate. Asta? Ce? Dacă ținem chestia asta, dacă ținem chestia asta, îmi garantez că nu sfârșeam la fel ca fostele tale iubite? Da, și normal, tocmai ți-am explicat de 10.000 de ori până în seara asta că acțiunile mele cu fetele în acest oraș sunt foarte scurte pentru că nu am timp să stau să... plimbări, să, cum am fost cu tine, să stărim cu parașuta, să ne urmărească poliția, să ne plimbăm cu motorul, să ne împușcăm, să mergem împreună la așa, să mergem cu mașina, să mergem la pește. Ți-am zis. Dar nu știu, ceva seara asta s-a întâmplat și mie nu mi-a plăcut cum a evoluat. Adică a fost rușinos. Pentru că eu nu ți-am greșit cu nimic. Chiar nu ți-am greșit cu nimic. Iar faza cu frica ta de armă, că am scos eu odată arma la tine, care nu am scos la tine, am scos arma, sincer, să te protejez, pentru că se auzeau niște sunete în casă. N-am scos niciodată arma la tine să zic că te omor. Asta este un pretext care pe mine mă face să cred că mă e de prost. Și în rulotă? Cum și în rulotă? În rulotă aveai cuțit la tine? Da. L-ai scos prima la mine? Nu. Amintește, ți-ai scos prima cuțitul la mine, să-mi arăți tu nu știu ce, o schemă. Nu, amintește-ți că m-ai amenințat ca să joc barbut cu tine. A, ok, și ți-a fost frică? Da. Deci tu ai jucat barbut din frică? Da. Vezi, asta nu-mi place niciodată, ești un mincinos. Nu mai vorbi surit. Să arzi și sper să ajungi exact unde meriți. Uite cum arde, dăm semnale cu fața nevesti de departe. Trag să ajung. O convinci până în plăcă. Arde-n plăcă. Cine n-ai fi să vii? Deci care mai aveți încredere în femei din secunda asta, n-aveți ce căuta aici. Clap, clap. Eu ți-am dat tu cea care îți face schemă, dar nu ai...
Ok, fata bună, Houdini, nu știu ce ai e, înțeles, mă, Houdini, mesaj. E fata extraordinară cu aia, dar nu trebuia să se termine așa. Aia ți-a făcut schemă. Dar fata bună, ce e? Houdini, ce face Houdini? Houdini, la fel de Houdini aici. Ce face, mă? Ce face, mă? Ce dăm mișoara asta, Houdini? Hai grijă, Houdini, că urmezi. Nu urmezi. Nouă locații, băieți peștera muierilor. Peștera muierilor? Da. Adevărat, au ars câteva pe aici. Peștera muierilor. Nu știu acum, eu nu mă scap. O să vă rog să... O să vă rog să plecați și să mă lăsați singur. Că mă descurc. Nu te mai lăsăm, Don. Ultima oară când te-am lăsat, nu prea te-am lăsat. Nu, lăsați-mă că vreau să fac ceva singur aici. Rămâne mă stand-by prin zonă, e ok. O cam mars aiurea, domnișor, acum. Păi, chiar a fost, chiar a știut să facă roleplay fata asta, față de restul fetelor care... Bună, ce faci? Adică chiar ne-am și bătut, ne-am și urmărit cu poliția. S-o salvăm, mă? S-o salvez, mă, sau s-o o duc undeva? Nu o salvez, mi-a dat cuțit cu aia. Mi-a dat cuțit. Să mergem. Da. Hei. Să lăsăm pe cineva aici, domn. Salvează-o și celor de nevastă. Verifice. Ce, mă? Salvează-o și celor de nevastă. Nu o salvez, mă. Dă-te, mă, că m-a omorât. Lasă-mă. Asta e dragostea cu năbădăi, băi. Ăștia când au scris balada și poveștile de dragoste. Nu mai dă-o, mă, lasă-mă, că și așa. M-a dezamăgit. Ce vreo de nevastă? Hai, pa. Maleacă. Bă, ar trebui să rămână în vată un cabron aici să verifice. Nu, știe nimeni unde e, n-are telefon, e ok.
știu ce vorbea toxic, o mașină verde. Ce mașină verde? Și vezi de acolo pe WhatsApp. Nu mai spamați că nu o salvezi, gata, s-a terminat rol pe ei. Băi, pentru patrulă, pentru unde ne întâlnim? Altă. Dar nu înțeleg de ce să fac asta. Poate a vrut să termine roleplay-ul așa, nu știu. Ce vrea mă și ăsta mă? Ce vrea? Ce vrei RFX cu aia? Ce vrei RFX animalule? Ce vrei? Bă, ușor, 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 ușor. Nu pot să văd mesajele. Salut. Nu pot să văd mesajele pe WhatsApp. Am să fac afaceri cu filiară. Ce afaceri? Am urmărit o mașină. Păi tu să-mi zici dacă ești interesat și după... Afacere imobiliară? Da. Ia zi. Am o casă care s-ar putea să te intereseze. Unde? Să nu mai stai în rulotă. Unde este casa? La Fântă Blanca. Nu mă interesează. Îmi place în Sandy, frate. Păi e aproape de Sandy, boss. Și aproape de oraș. Nu, nu am bani. Bine, te pup. Ciao. Bă, mereu când scriu un live-uri că farmăm și seara liniștită se întâmplă ceva de genul ăsta. A venit TikTok-ul. A venit TikTok-ul, boys. Lasă-mă puțin la rulotă, că vreau să-mi revin. Chiar sunt supărat. Cred că mai bună era prima. Nu e niciuna bună, stai liniștit. Mamă, don. Știi ceva? Cred că mergem pe cai, un bap la nene de femei. De că e... Piu, piu. Boys. Poți să... Îți dai fusta jos? Vreți să-mi dau fusta jos? Da. O să mă întorc cu spatele, gen din prima perspectivă, să nu văd nimic. Și când e gata, mă anunț și mă uit doar foarte puțin. Ok. Mâinile pe birou, băieți. Mâinile la vedere! Mâinile la vedere! Da. Pagana, aș pula în gura ta de zeantă de moriță. Și seama pe fața ta. De zeantă de femei. Nu m-aș fi așteptat niciodată să-mi dea cu cuțit. Nu m-aș... A fost un roleplay extraordinar, dar uite că până și pe mine, de asta zic că tipa chiar știa să facă roleplay. Că nu era regizat la modul nu era regizat la modul să facă ce îi spun eu și chiar m-a uimit și pe mine, jur. Asta înseamnă să faci roleplay neregizat, foarte puțin. Okay. Mâinile pe birou. Deci uitați-vă, am rămas mască, băieți. Mâinile la vedere. Mâinile la vedere. Deci uitați-vă Coen, deci nu am reacție, nu știu ce se întâmplă. Da.
Pagana, aș pula în gura ta de zeanță de moisă. Pisea mai pe fața ta. De zeanță de femei. Da, foarte frumos, dar era păcat. Trebuia să se termine poate altfel, că... Oricum, de terminat tot trebuia să se termine, că... Na. Așa este într-un roleplay, dar na. Credeam că se va termina altfel. Mai ești pe Caio, Magi? Poftim? Mai ești pe Caio? Nu prea te aud. Mai ești pe Caio? Nu, s-a trebuit bătrâna azi. A, da? Da, da, poate mai prin unul, dar nu mai are chestia asta. Dar am venit la un party pe aici, prin Los Santos, nu știu exact unde e. Dar ce e un party, ziua unei fete sau ceva de genul. Când femeie pe acolo, merge și noi. Eu tocmai mi-am omorât cea mai specială femeie din viața mea. Ai omorât femeia iar? Nu iar, cea mai specială femeie. Am înțeles. Nu, te-am întrebat iar pentru că te știam pe tine cu picul ăsta să omor femei. Da, da, pe asta voiam să nu o omor, dar m-a omorât. M-a înjunghiat cu cuțitul și tocmai dăduse în locație. Te-a înjunghiat cu cuțitul? Da, dar eu dădusem deja locație de 5 minute. Ah, bun, bun. Păi uite, vezi umbra, Doamne, cum sunt femeile astea. Căci că ele te iubesc, vezi, Doamne, dar cu prima ocazie te înjungi pe la spate. Vreau să beau în seara asta, vreau să sufăr. De fapt, nu vreau, sufăr. Hai. Deja. Vino la petrecere aici, îți dau locație la petrecere, vino aici să bebi. Ok, dau locație. Bun, hai, te buc. Ceau. Vreți, mă, să mergem la o petrecere? Mă cheamă Magic. Aveți planuri ceva sau dacă vă plictisiți? O patrulă, o patrulă. O patrulă? Bine. Care vă plictisiți să-mi spuneți că vă iau cu mine la o petrecere? Ok. La un party, la un party. Pașii. Păi las-mă, mă, în pașii, vieți, stau aici. Ce pieză, mă, de pașii? Păi las-mă, în pașii. Uite, eu închis, da, mă, de pașii. Aute pantalon de training cu aia cu pantofi. Direct slav. Da. Știi unde e barul din Groove? Barul din Groove? Da, da, ăla a lui Șprit. Da. Acolo e petrecerea. Bine, hai că ne vedem acolo. Gim și noi în 5 minute, ceva e genul. Ok, ceau. Stai, ceau, te-am. Vrea băiatul să se vină. Cine un? Ai 2 minute până să... ceva? Da, hai rulat. Hai, Albert, stai și tu? Baratan roleplay. O, domnul Dan. Sala Dan, aș avea și eu o întrebare. Spune. Te-am sunat mai devreme, dar nu prea ai răspuns. După aia vorbeai cu cineva, mi-ai zis la telefon. În fine, e ce vreau să-ți spun. Vrea grad. De gradul din mare, dacă era din familie, scuze-mă, dacă era să pot să preintru. De ce? Mi-am revenit cu activitate și cu toate astea. Și cu toate astea. Iar i s-a uscat gâtul. Ăsta i s-a uscat gâtul cum vorbește cu mine. Știi că am cerut înainte de task, dacă era posibil să revin în familie ca să pot să particip, dar nu prea erau locuri. Și întreb acum dacă sunt locuri. Nu sunt locuri acum, mi-e pus. Cum să fie locuri? Că încă nu am acces la arme, la sediu. N-am știut. Când o să fie, atunci o să discutăm. Da? Ok, am înțeles. Mulțumesc mult. Salut. Salut. Da, zic. Ok, perfect. Mâine, orice problemă aveți. Tare, domnule. Care vine cu mine la partea? Eu.
Cine ești? Să duc să invit și alte familii cum ar veni. Cine ești? Poftim? Cine ești? Roșcatul. Mă duc pe la, nu știu, pe care servitor și le zic de Carmit. Vorbim despre asta. Fane, vii la party? Da. Bun. Cine mai vine la party? Bun, în afară de Fane. Și eu, dacă se poate. Tu cine ești? Albert. Party petrecerii femei sau party? Petrecere, cred că femei la șpriț acolo, în groove. Nu, că are, bă, că femeile nu prea funcționează în orașul. Exact. Da, cam asta realizăm. Are cineva mașină cu 4 locuri? Am, dacă vrei. Nu, dintre băieții ăștia. Tu nu mergi la party? Da, pe interes. Atunci ne trebuie mașină cu 5 locuri. Sau... Ia o limuzină. Mergem să ne schimbăm. Care, ce îmbrăcăminte luăm seara asta? Ce doriți dumneavoastră? Exact. Trebuie să facem una, nu știu, mai specială. Eu n-am nicio treabă cu vestimentația, deci nu mă bag aici. Alegerea domnului Don. Desigur. Ia, a mai apărut un TikTok. Bă, Nicolas, dacă chiar vrei să te bagi la creație, fă un TikTok frumos cu Niana și în care să cuprinzi într-un minut astea frumoase, cum ne-am cunoscut, ne-am sărit cu parașuta, râdeam, bla bla bla, și dintr-o dată moare și se sfârșește totul. Hai, Elefant. Don? Da. Uite-te pe aplicație un pic, la noi. Hai că sunt 6 locuri. Posibil că nu poate. Ce? Ce? Dar nu mi știu, nu mi vine plan. La noi la OG acolo? Două locuri. Da. Mai vine cineva de aici? Adică... Nu, chiar un party, Fane. A? Dăm party, nu party din ăla jaf. Să nu uitați să vă puneți în tu vrei să zici... Hai, scrie acolo. E bine unde ai pus ăsta de pe GPS? Nu, o merge să ne schimbăm întâi. Ma... What? Na, nu știu. E toată lumea aici? Ce? Băi, ți-am zis la magazinul de haine, Mipo, să ne schimbăm. Vei și mai în față, da, magazinul. Mă auzi prima oară. De ce să mă omoare cu aia chiar așa? Fără motiv. Ne îmbrăcăm fiecare cum vrem sau... Ce fel de party? Hai să ne îmbrăcăm și noi ca băieții totuși. Elegant, nu? Elegant, da. De acord. Are o tematică? Nu. Ne îmbrăcăm toți la fel sau ne îmbrăcăm fiecare cum vrem, dar elegant? Sau vreți să ne îmbrăcăm gen ca noi? Gen West Side, frumos, cu maiou și bandană și Jean-Pierre? Da, n-ar fi rău. Bun. Dacă vreți toți. Da. Atunci fii atent. Exact. Maiou alb sau cred că e ok maiou, că e cald afară. Da. Vă zic eu pantaloni dacă vreți. Zine și mai eventual.
Maiul este mărimea 460. Mersi. Iar pantalonii sunt mărimea... Nu te-ai ascurs cu... Unde sunt coaie? Coaie, miau, până ce când găsim. Sunt un om însurat, am copii acasă, am așteaptă copii acasă. Dar care erau pantaloni ascuns sau ăștia sunt? Uitați-vă la mărimea. Ăștia sunt, ăștia sunt. Am copii, am trei nepoți. Să spuneți, Maria. Ce vreți? Da. Dar eram doar curios, de ce? Ăștia sunt mai mișto. De ce? Nu am înțeles. Albăstrui. Mască. N-am coaie, nevastă, ce aveți. E irelevant. Nu înțelegeam de ce. De ce, de ce, de ce s-a întâmplat treaba asta? Ha? Că ce, din caracter chiar nu am greșit cu nimic. Păi, măcar să-mi fi zis de ce. Gen, am supărat-o cu ceva, am deranjat-o. Rie, călțăminte, geacă. Bă, n-am putut să mă odihnesc aseară deloc. M-am culcat la 5-6 dimineața și m-am trezit la 11. Care e bandana? 102. 102 sau 202? 202. E perfect. Roșcatule, cu șlapii, mă? Asta urma să întreb și eu. Gata, mă duc să mă schimb. Cat furtuna. Super. Murim. Chiar că murim. Mâncați-a sufletul mii pozitete din față. Mă scuz. Mersi. Cu plăcere. Care găsește lanțul și ceas să băgăm ieși. Și cu medalionul ăla pe tine. Cu cartonul argintiu, argintiu. Lasă-mă, frate, loc, cum să-mi iau pe argintiu? Bă, fanina mea, nu, arată groaznic pe tine, zici că e chiar de gunoi să mor eu. Reinterție. Ușor, bă, Boromir, ușor. Cine zdrăvanere mi-ai pus? Coaia, dar de ce te întorci, nu înțeleg? Că erai în partea altă. Pentru că nu vreau să te văd. O, lu, băcață. Nu știu când se bagă gadgeturile. Ați văzut noua melodie Baby Shark? Baby Shark tu 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 Baby Shark tu 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 Baby Shark tu 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 Baby Shark. Cine-i mori? Ia vezi cum vorbești. Noroc, oa, să poate să mă spăl și eu că puta să doare. Cred că o să se întâmple ceva foarte neplăcut în seara asta, băieți. Cred că o să se întâmple ceva foarte, foarte neplăcut. Că e adevărat, poți să spui ghiul? Că îmi lăcrimează ochii. Ghiul? Nu știu, n-am. Păi... Ia de în spate, că mai devreme l-aveai. Iar, rotește-te puțin spre mine. La ce mână?
Mâna dreaptă aveai. Bine, cum văd eu, gen, dreapta mea. Sunt gata, practic. Nu știu, umblai tu la un sertar acolo, știu ce drept. Ținut asta am văzut și pe Fair Play? Fake Play? Aici ești la brățări, coi, n-ai nicio treabă. Lăcrimezi de la spurare? Văzut? Da. Da. Cred că e la extra, acolo, la sertarul de extra, probabil. Am impresie. Tu ești ofticat? O, ce, că ți-a dat cuțit? Nu știu, ofticat. Eram ofticat dacă muream și o uitam și nu puteam să o omor. Dar am avut noroc. Am avut noroc că am primit locația. Bine, repede. Bine, pe tine stă. Mamă, ce bine arată ăsta. Ia zic, care e? Cât e? Nu poți ăsta. Pe cum adică nu poți? Dar băieții ăștia cu motoare. Deci atunci chiar eram ofticat. Că muream așa, fără să știu, dar... Tu nu vezi ce scrie pe ele? Nu văd. Păi de când i-ai dat check-out? Cu aia, nici nu știi regulile, Luca Holstein. Ești nou pe aici. Iau lanțul și ceasul la mine. Deci. Ia, dă și mie numerele, te rog. Am mânul și asta e chisa, să dau și să mă și repede. Trebuie să vreau. Le pui peste. Le pui peste mânușă? Bravo, da. Fane, ești creier. 148. Vezi, fraiere. Uite cu ei, dar n-are nicio logică. Cum să nu? N-are nicio logică, mă. Păi de ce să ne plăcă? Haide, mă, ce pula mea faci, Mipus? Uite, n-am făcut nimic, că eu așteptam ca... Haide. Plecăm, gen. Mă, dar să-și ai inelă. Da, frate. Baby shark tu 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 baby shark tu 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 baby shark tu 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 baby shark. Mergem la gara sau mergem unde-i cu stupul? Baby shark tu 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 baby shark tu 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 baby shark tu 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 baby shark tu 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 baby shark. Baby shark tu 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 shark tu tu shark tu tu shark baby shark. La cât era furtuna? La... La fix. Bravo, mă, frumosă piesă, mai venim. Da, salut. Da, da, am și mai mult. Ce vreau la mă? Nu știu, bine. Ne vedem după furtună la mesa? Da, acolo l-am. Ce transport, mă? Ce transport? Băi, ia stai, mă, așa. Ce transport, mă, acolo? Ce transporti? Oameni. Faci mișto de mine? Poate îți fac pană la mașină. Nu vezi că am pistolul la tine? Ce ești așa neînfricat? Te-am întrebat ce transporti. Vinereul. Bun, frumos, baftă, haide. Vinereul. Haide, mă. Săracu. Știu că e la joc, nu aveam voie să-l omor. Sus, deci. Nu cred că vede. E spart, mă trage curentul. Te trage curentul? Dar ce ai făcut mă la capotul aia, nu vezi ce bun bate-i? Ce? E? E, vă drag. Se mai îndoie, se mai îndoie. Ce facem mă cât e restartul? Iar intrăm să vorbim cu fete pe IPL? Nu mai am bani să intru pe IPL, cu aia. Parcă lași priț, nu? Păi da, pune acolo. Ce se? Vorbim cu Niana unii? O, ce? Nu vorbesc, mă, frate, totul este în caracter. Cum să-i dau mesaj fetii să-mi întreb de ce m-a omorât în joc? Ce aveți? Sunteți nebun la cap? Pe un server original. Un server corect. Să vin amenziile. Ocolește, mă, care v-ați lăsat așa? Ce s-a întâmplat cu Florin Salam? Nu știu, frate. Nu știu, am făcut înainte când eram acasă. La fel.
Eu la fel. Ne uităm ce mai e pe YouTube? Nu ne mai uităm ce mai e pe YouTube, că... Rău, singur. Ți-a donat un băiat 100 de euro ieri, cum nu ai bani, nu mi-a donat 100 de euro ieri. Mi-a donat 300 ieri. Ești bine, domn. Dar nu pot să-i scot. Da. Vreți un bandaj? Nu, e ok. Nu pot să... Nu pot să scot banii așa cum crezi tu. Băi, ăsta... Cine mi-a zis? Uite, mă, deschizător de automat. Da, da. Păi da. Cine mi-a zis, de la buton, de la buton, care automat? Fox. Nu e chiar așa cum crezi tu, frate. Se face un efort, totuși. Baby shark tu 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 shark tu tu. Mamă, tu nu mai băga asta în cap. Ai auzit-o și tu, ă? Îi nebuneam pe toți. Trebuie să fac caca neapărat. O lună întreagă, numai așa făceam. Uite aici, pe șantier, dacă paletul. Vrei. Cum mă, pe șantier? Da, de ce nu? Ce? Da, fă în mașină, curăță-mi ipos după. Da, da. Sunt de bun pe tine cu mână. Lasă-i un cadou pe banchetă. Opa. Păi, s-a luat curentul. A, s-a luat curentul, n-am mai plătit. S-a luat curentul, băieți. Asta este. E furtuna. Pentru că nu am voie să folosesc arme de oficial la momentan. Dați like, mă ajută mult. Ia. Auzi. Are generator. Ia uite, mă. Opa, bună piesă. The Boys. Altceva. Ia bine pe masă. Nu, nu, sunt lângă tine. Eu sunt pe masă. Ma. Ia uite. Hai zi. Oh, salut, Maples. Te pup, te pup. Salut. Hello, hello. Te vezi cu ceva ochi. O ceasă de... O ciorbă de mută, o aia. Mamă, e melodia perfectă după ce s-a întâmplat. Ia uite-o. Ține-i. Coatele pe alea frumos de la naftalină. Ia uite, bag o mișcare. Pare că de pe alea aș mic, de pe alea de la naftalină. Hai, sire. Ia uite-o. În beznă, unii nu aud bine, e perfect. Nu aud deloc. Aia zic. Da, că eu am văzut așa cum știam, cum doar. Merge perfect. Să băgăm belly dance. Belly dance-ul 2, băi. Hai de sile. Au plecat. Ăla-i, a plecat. Ia uite-l. Ia uite-l. Faci acum? Da, da. Nu merge slow dance 2. Mamă, sora fie să-și bagă, dar nu aude. Nu știu, eu bagă mea pe fond, dar se bag fiți acasă, dar uite. Aaa, ce trebuie. Aia zi. Creier, creier. Mai încă un dron, știi, și dacă te ajungi așa pe fond, de căcat. Poți să-și bagi acolo, ce vrei tine. Din om. Yes, yes, yes. Deci ce surpriză te-a făcut nașul. Oh. Da, but why? Că nu trebuie surpriză. Uite, mi-a luat pe aici. Nu trebuie. Ia uite, ce mi-a luat. Dar mă pregătesc. V-ați bășit. Uite-te afară ce vine. Oh. Opa. Sunt plătul la morgă, gata. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Gata, numai că e început, te mai dau. Iosif. So let's get vine potopul peste noi. You know nimic, go. Mama, please don't. Unii dintre noi auzim, unii nu.
Unii ne imaginăm. Hai de cu sudan sus și ne imaginăm. Băi, contează pe unul mult așa. Tina să audă, nu noi. E, da. Nu, toată lumea, toată lumea. Imaginați-vă și voi acolo ceva. Băi, imaginați-vă. Trebuie să vină și ei la mine, dar... Trebuie să schimbă.